putească, mă, vă zic. Spuneți-mi să treacă eu când ai... Da, doamne, da, eu mă duc, da. Da, 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 sunt mulțumit, nu? Da, o pierdă, ok, dar e o mică... Atât vreau să zic tot așa o problemă, da? Legat de... Deci, da, tot, dar sănătatea nu este nimic, nu? Cam așa... La cine? Sănătatea, sănătatea. Nu, da, da, da. Deci, e foarte bine, că... Deci, oamenii nu știu. Deci, și doctorul, deci... Nu știu dacă e legat de gust, așa, dar cred că e bine. Și din întotdeauna au fost doctorul de familie acum, deci vreo două săptămâni, că nu au lemne. Deci trebuie să informăm ca să știe că deci, nu primăria susține... Că acum se tot bate că primarul, nu știu ce, n-a dat lemne și nu vor să dea lemne de la școală. Să mă răspund eu la treaba. Da, deci ca să fie oameni informați, ca să știe. Deci că nu depinde de... Că le-am mai dat noi, că le-am mai dat noi. Și cu doctorul respectiv și vorbiți cu el. Dacă vrea, vrea la cum se... Deci informează că primarul nu poate să aveți de mare și poate 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 și poate. Referitor la focul care se făcea până acum, într-adevăr, făcea fără femeia de serviciu de la școală. Până atunci se plătea câte ceva și vinea dimineața și făcea foc. Probabil că nu a mai fost remunerată și de aici înainte și angajamentul cel ce are farmacia, când face focul la ei, în fiecare dimineață face și la farmacie. Așa, bun. Deci farmacia o face dintr-un gest, dar la momentul acesta devine obișnuință, știi? Că așa se făcea și mai, și într-adevăr oamenii au dreptate că sunt acolo. Este un impediment în sensul că noi nu putem înlătura acest act de sănătate pentru că nu se fac sau cineva nu îi răspunde treaba să facă și focul și să asigure condiții sau suntem noi obligați? Noi nu. Dacă nu suntem obligați, de ce nu îi impunem noi acum să venim noi cu hârtie, cu adresă, în sensul ăsta. Băi, putem să vorbim cu ei. Treaba să le întorc. Bine. Vă promit eu. Și eu vorbim de greșit. Legat de buget și venit cu cheltuieli, dacă aveți. Domnul Sanguin, vă rog. Da. Îi aprobăm că are unii. Nu. Are pe punctul respectiv și apoi am făcut. Da, cele două. Numai puțin. Legat de buget, e venit și cheltuieli. Dacă mă arăt și mă ridică. Dacă nu, supunem aprobării. Cine este pentru? Vă rog să... Toți. 10. Se abține împotriva. Vă mulțumesc. Domnul Dascăru. Mai vedeți un punct. Execuția bugetară la trimestru 4. Da. O să mai avem și închiderea la 2015 odată, dar legată... Să ne spune dacă mai rămân ceva bani, nu? Da, ne-am rămas, care îi folosim pentru... în secțiunea de dezvoltare în bugetul 2016 la grupul sanitar. Și cât ne-a rămas? Cât ne-a rămas? 800. 800, da. Bun. Și cu banii din fondul de rezervă folosim din investiții. Bun. Vă rog. La deci execuția bugetară pentru pe trimestru, ultimul trimestru. La venitul secțiunii funcționare 4.928,52, din care trebuie faptul realizat 4.945. Venitul propriu 628, realizat 660. Cote și sume defalcate 948,52, realizat 957. Sume defalcate din TVA 3697,6, realizat 3659. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 2433, realizat 2394. Sume din TVA pentru drumuri 80,6, realizat 81. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1184, realizat 1184, subvenții de la bugetul de stat 120, realizat 69. Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, 466, am folosit mai 400. La cheltuieli, 4928,52, am cheltuit 4474, din care autorități publice 643,
transferul caracter general 27, ordine publică 29, învățământ 1984, cultură 193, asistență socială 644, locuințe, servicii de dezvoltare 496, protecția locul 77, agricultură 41, transport 340. Toate au fost sub promuzate. Da. Și am mai rămas la și un fondul de rezervă, deci nu. La secțiunea de dezvoltare, cheltuielile au fost pentru învățământ 2000, am plătit noi o parte din proiectul de la grupul sanitar. La locuințe, servicii de dezvoltare publică 24, protecția mediului 34 și la transportul 503. La 503 a intrat bulto-excavatorul pe intrat. Și asta este. Cam asta. Bun. Dacă aveți ceva de ridicat pe acest buget care a fost consumat, vă rugăm. Dacă aveți ceva... Da, dar fondul de rezervă l-ați spus, 8 miliarde au cumpărat. Era studiat? Nu. Bun. Supun aprobării dumneavoastră. Cine este de acord? Împotriva? Se abține? Vă mulțumesc. Și acum trecem la urmă de puncte de relație. Vă zic bună, vă doresc. Stare, vede, să lăsăm. Da, știți. Scuzați. Și cu ăsta. Președinte de ședință. Nu, președinte de ședință. Deci vă rog să rețineți că președinte de ședință, domnul Alecu, când dă ideea că dumneavoastră are probleme de sănătate, am preluat prerogativele. Da. Deci trecem la primul punct al ordinii de zi. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea... O secundă. Privind aprobarea programului de măsuri privind gospodăria localității Târgu Troduș. Având... O secundă, vă rog. Având în vedere prevederile legale și expunerile de motive, se propune aprobarea programului de măsuri privind gospodăria localității pe anul 2016, conform aneste, ce face parte din prezenta hotărâre. Aceste programe au fost măsuri au fost studiate în comisie de specialitate. Dacă aveți ceva de ridicat. Poftiți? Pot să dau citire la toate măsurile. Da, vă rog, vă rog. Poftiți, urmă. Da. Program de măsuri privind gospodărirea localității pentru anul 2016. La întreținere și repararea străzilor și drumurilor, obiectiv. Întreținerea străzilor și a drumurilor comunale, podurilor și podețelor, antrenarea cetățenilor în întreținerea drumurilor comunale, curățirea șanselor din fața locuinței. Cezmentul aprilie, responsabil municipiu primar. 2. Remunționarea indicatorilor de semnalizare rutieră de deremorate. Termen aprilie, responsabil viceprimar. Cine convocă ședința? 3. Amplasarea indicatorilor rutiere de restricție pe detonaj înălțime la capacitatea podului pe terenul Trotuș. Aprilie, viceprimar. Curățirea căilor de acces a locurilor de parcare. Aprilie, viceprimar. Curățirea părții carosabile a străzii drumurilor, drumului a trotuarelor din dreptul imobililor incinerii sau gospodării deținute. Permanent răspunde viceprimar. Decolmatarea șanțelor, rigurilor și curățirea podeților din dreptul imobililor, gospodărilor și gospodăriilor. Termen permanent, răspunde viceprimar. Păstrarea aspectelor corespunzător al autovehiculor, curățirea vehiculor și utilajelor agricole la intrarea pe drumurile publice. Permanent, răspunde viceprimar. Executarea lucrărilor de întreținere și extindere a rețelei de colectare a apelor pluviale. Aprilie, viceprimar. Demararea lucrărilor de balastare, petruire a drumurilor comunale. Aprilie, viceprimar. La îmbunătățirea aspectului edilitar gospodăresc al
clădirilor, anexelor, curților și căilor de acces. Obiectiv. Executarea lucrărilor de reparație și întreținere la fațadele imobililor, aprilie viceprimar, executarea lucrărilor de întreținere și curățire a incintelor, anexelor, împrejbuirilor și a oricăror altor spații, aprilie viceprimar, întreținerea în condiții corespunzătoare a vitrinelor, panourilor de publicitare, aprilie viceprimar, asigurarea curățirea și curățirii în locurile de depozitare a materialelor, în curțile interioare, pe căile de acces și alte terenuri. Aprilie viceprimar. Executarea lucrărilor de reparare a gardurilor și a porților, refacerea soclurilor deteriorate. Aprilie răspunde viceprimar. Anunțarea cetățenilor privind executarea de reparație a gardurilor și toaletarea arborilor ce acoperă vizibilitatea pe drumurile publice, precum și pentru a înlătura defecțiunile la cablurile electrice aeriene, aprilie operatorii economici cetățeni. Amenajarea cursurilor de apă. Curățirea șanțelor și rigurilor de scurgere a apei aferente proprietății, permanent viceprimar, deformatarea podurilor și podeselor pentru asigurarea secției de scurgere a apelor, permanent viceprimar, interzicerea depozitării deșeurilor și a materialelor de orice fel în alde și pe malurile cursurilor de apă, canalilor, lacurilor și bălților, permanent viceprimar, colectarea peturilor din zona cursurilor de apă, periodic viceprimar, desfințarea depozitelor de deșeuri depistate, permanent viceprimar, conștientizarea populației prin montarea lăcuțelor avertizoare, a panourilor cu privire la interdicția depozitării materialelor de orice fel în albele, malurile și zonele pe cursurile de apă. Identificarea și sancționarea autorilor tuturor depozitelor de deșeuri, menajere și materiale de orice fel amplasate în albele și pe malurile cursurilor de apă. Întreținerea și igienizarea marilor și a cursurilor de apă cu forță de muncă provenind din rândul beneficiarilor de ajutor social. Întreținerea curățătoare a spațiilor verzi, curățirea și întreținerea terenurilor de sport și de joacă pentru copii, colectare resturi menajere, greblare resturi vegetare, reparații garduri și instalații aferente. Curățirea izlazului comunal și a locurilor virale, colectarea și depozitarea deșeurilor, informarea prin mijloace adecvate locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul locatarilor, colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase potrivit prevederilor legii în vigoare. Asigurarea spațiului necesare pentru colectarea, separarea deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu, precum și funcționalitatea acestora, salubrizarea cărilor publice de circulație, efectuarea lucrărilor de dezinfecție și dezinsecție a platformelor și deșeurilor de depozitare, a deșeurilor menajere și nemenajere, efectuarea de acțiuni de ridicare de pe domeniul public a deșeurilor, depozitele necontrolat, înștiințarea cetățenilor comunei înscriți sub semnătură de luare la cunoștință, depozitarea gunoiului de grajd în platforme speciale la capătul terenului agricol la fiecare proprietar, efectuarea în cadrul rampelor de gunoi a operațiunilor de nivelare, compostare și acoperire cu un strat vegetativ de deșeuri. Montarea de panouri avertizare la depozitele de deșeuri închise privind interzicerea pătrunderii mijloacelor de transport, de lagruri și depozitare deșeurilor. Realizarea încheierii contractelor cu Addis Bacău. Protecția sănătății publice, avertizarea proprietarilor de terenuri pe care se află zonele de protecție sanitară asupra surselor de apă folosite pentru aprovizionarea cu apă potabilă a populației asupra restricțiilor de utilizare a acestor terenuri. Depistarea surselor de apă aflate sub nivelul vâzei de apă preadică în apropierea și sub influența factorilor de poluare. Aprovizionarea în permanență a unităților de învățământ cu materiale de
curățenie și dezinfecție, verificare respectării normelor igienico-sanitare în biblioteca publică locală, aflată în administrația Consiliului Local. Încheierea contractului cu, cu Autoritatea de Sănătate Publică a județului Bacău pentru reportarea și analiza problemelor de apă, chimie și bacteriologică, a căror costuri sunt suportate din bugetul local. Acestea fiind zice, poate dumneavoastră mai aveți ceva de completat. Mătăm și domnul președinte. Deci e un plan de măsură destul de vast, destul de cuprinzător și la obiect și la, mă rog, la tot felul de probleme care ridică comuna Târgu Torduș. Și în acest sens, vă rog să luați cuvântul la acest punct la ordine de zi. Poftiți! Vă rog frumos, mâine dimineață, dacă se poate, dacă toți suntem la discuțiile acestea, trebuie să trimite punctul escavatorul la noi acolo unde se depozitați niște măruți mari acolo, unde s-a adus acolo. Să-l tingă frumos, să-l nivele. Să-l tingă mai de nu, mâine, pardon, luni, că să-l tingă dumneavoastră. E necesar. Și să fie urmărit acolo un pic, să nu... Am avut în vedere lucrul ăsta, dar e cam moale acum. Păi, dar să-ți spune cum, că ieri am trecut pe acolo. Da. Bun. Mai doresc să... M-am la cuvânt. Mai doresc să... Atât? Deci domnul Mititeru și domnul Martin. Domnul Mititeru, poftiți. Deci două probleme am la acest raport. Deci prima problemă care nu este legată, vă rog să-mi răspundiți. Ați început ședința, cine a decis ca să înceapă ședința la 9:30? Dacă invitația din ședință scrie la ora 10. Este ședințele pe comisii, semnă de consiliere, e vorba de un mai mult, cât vă pot spune, gen, domnul da, da, da. Domnul Moise, Forcoș, mai mult, vom găsi, da, la ora și 10 noi... Și ai putut să fac o jumătate de oră mai devreme, pentru că... Păi bun, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Știi ce n-am fost înștiințați și ce de restul consilierilor? Eu cred că vă înștiințați cineva. Cine să ne înștiințezi? Mama care e parcată de 20 de ani la cimitir? Deci, de ce nu vă... Deci, eu vreau să știu așa. De ce nu vă organizați cum trebuie? Nu, era bine să fie științat. Deci, domnul meu, deci numai... Domnul Văcar, stați numai puțin. Noi nu putem acum să notăm și să ne dăm fiecare după ăsta, că știți, trebuie să notăm. Eu vreau să știu clar, concis la obiect. De ce nu sunt înștiințați toți consilierii? Eu cred că ați fost suștinat. Domnul, domnul meu, eu vă repet, deci eu nu mă iau din dumneavoastră fără un motiv anumit. Deci eu vreau să vă intri bine la cap. Nu mă iau din dumneavoastră fără să am un motiv bine întemeiat. A doua, asta e prima problemă. Bineînțeles că dumneavoastră, eu vă spun eu care e. Bineînțeles că dumneavoastră sfidați pe oricine în acest consiliu. Acest consiliu este... Practic, ar trebui să boicotăm, să nu mai venim, pentru că și așa vă autoconduceți, vă autogestionați, vă autoalegeți. Asta e altă problemă. Vă rog frumos, lăsați pe domnul consilier să-și spună părere. Deci, domnilor, eu vreau să nu mă întrerupă nimeni. Atâta timp când nu întrerupe nimeni, nu vreau să fiu întrerupt. Și al doilea punct, vreau să spun și eu, vreau să vă întreb și eu, sincer. Aici, la acest, la măsurile de privind gospodarea localității. Deci, dumneavoastră, chiar credeți ceea ce a scris aici? Bună ziua! Deci, dumneavoastră credeți că aceste măsuri care le puneți în aprilie 2016, în două luni de zile, în două luni de zile, dumneavoastră, că credeți aceste măsuri, un număr de 40, foarte stufoasă, 40-50 de puncte, credeți dumneavoastră că le puteți pune aceste măsuri, le puteți pune... Vă rog frumos! Le puteți spune în aplicare? Domnul consilier, o secundă. Vă rog. Vă rog, aduceți scaune, aduceți tot pentru cei care doresc să participe. Deci, ședința este publică, puteți participa toți la această ședință. Asigurați, vă rog, dacă sunt scaune libere. Aici, așa. După care noi ne continuăm ședința. Și aici mai este un scaun. Urmând ca... Aici. Vă rog, cei care nu sunteți consilieri, aveți dreptul să vă spune părerile.
la punctul, ultimul punct al ordinii de zi, la diverse. Rog, da. Deci la capitolul diverse. Noi ne continuăm ședința. Da. Deci te rog frumos, deci... Este președinte de ședință, domnule. Eu l-am întrebat și am spus, l-am adăugat, l-am completat. Poftiți. Continuați, vă rog. Deci, aceste subpuncte, în număr de foarte stufoase, în număr de 50, 50 și ceva. Deci vă rog din suflet, răspundeți-mi pertinent și sincer. Dumneavoastră, aici scrie aprilie 2016, în proporții din 90%. Chiar credeți ceea ce a scris aici? Da, da. Deci dumneavoastră, domnule, vă rog frumos să vă angajați în scris, nu știu, vă cer, e părerea mea. Să vă angajați în scris, părerea mea personală, nu a consilierului. Unele sunt cu caracter permanent și unele sunt care trebuie să rezolvate până... Domnul meu, am spus în proporții din 90% ceea ce scrie aici. Deci, cu termen de finalizare, spune așa, termen. Cu termen, aprilie 2016. Da, da, da. Deci dumneavoastră chiar pe disminciunile astea, da? Deci eu vă spun, ca să știți și asta. Deci, domnul meu, deci dați-mi voi, da? Dacă dumneavoastră credeți că... Nu a pus pe nimeni. Dar dacă dumneavoastră credeți că a plecat cineva în campanie acum și spuneți chestia asta, că așa spune lumea. Ceilalți. Eu personal nu am plecat nici într-o campanie. Sau colegul meu sau alții. Dar dacă dumneavoastră credeți că le finalizați, deci sunteți demn de toată lauda. Eu vă garantez, vă demonstrez prin orice că dumneavoastră nu puteți face această finalizare. Și al treilea subpunct, neîncepând, nefiind aici, nefiind anunțat la ședință că va începe la 9:30, aveam o problemă la capitolul gunoi. Deci aveam, pentru că eu trebuia să îmi expun punctul de vedere. Nu, stați puțin. Deci eu trebuia aprobat ședința. Deci trebuia aprobat procesul verbal pentru ședință. Da? Pentru ședința din 29. Deci eu înțeleg că nu s-a ajuns acolo. Dar eu vreau să spun o chestie. Bun, la capitolul cu noi, voi ajunge acolo, în sfârșit. Bun. Nicio problemă. Deci vă rog din suflet, vă rog foarte mult, la modul cel mai respectuos, să-mi spuneți dumneavoastră dacă într-adevăr puteți face acest termen. Dacă puteți ajunge la acest termen până în aprilie. Mulțumesc mult. Domnul... Vă pot răspunde eu. Da. Este un plan de măsuri, nu este o obligativitate. Domnul viceprimar și-a făcut un plan de bătaie pentru anul 2016. Care sunt cu termen pe aprilie? Care sunt cu termen 2016 decembrie? Este un plan. Ne-am propus pentru anul ăsta să facem lucrurile astea. Nu este o obligativitate. Bun, dar atunci dacă v-ați propus, doamnă scumpă, nu trebuia să mai treziți acolo. Că și eu îmi propun multe. Și eu vreau să-mi iau un avion. Atâta timp când nu pot să-mi iau, mă abțin și stau în banca mea. Ne-am propus. Normal, ne-am propus. Asta e, propus. Asta e Brăila, ca să spunem toți. Deci e vorba de gospodărerea localității. Da, domnul meu. Sunt propuneri cu obiective, cu termene de executare, care vor fi, probabil, rezolvate, nu vor fi rezolvate. Da, rezolvate. Da, rezolvate. O secundă, domnul consilier. Dumneavoastră ați, în mod pertinent, ați ridicat niște probleme și foarte obiective. Păi nu vi se pare ideal? Sunt corecte. Nu, sunt corecte. Pentru că în momentul în care zice că răspunde domnul viceprimar cu termene fixe, în luna aprilie cu tare, cu tare, e, aici presupune în spate ca cel care răspunde să și execute treaba asta. Deci, deci nu te angaja la ceva ce nu poți duce la bun sfârșit. Deci nu te angaja. Aici, dumneavoastră, eu vreau să vă întreb ceva, nu vă supărați pe mine. Nu vreau să fiu răutăcios. Ați citit toate subpunctele astea care sunt? Le-ați citit pe toate? Eu le-am citit, eu le-am studiat. Le-ați citit pe toate? Deci eu vă spun, de ce 5%, deci 5% din subpunctele astea nu vor fi realizate. Pentru că vă spun, decolmatarea algiilor râului. Păi da, avem șansuri care nici măcar nu se ridică cu noi. Sunt de 25 de ani rezolvate, domnul. De 50 de ani, domnul Făcar. De 50 de ani, domnule. De 50 de ani, presupune ca noi, Consiliul Local, să nu ne facem niște obiective pentru viitor? Asta nu presupune treaba asta. Presupune. Bun. Altcineva, domnul... Am vorbit cu domnul primar, domnul viceprimar, am vorbit o problemă. Deci aș propune ca în fiecare timp, doi băieți de la ajutor social, să strângă de la biserică până la aproape după școală, să strângă toate, tot ce este, ce i-a aruncat prin șanță. A doua variantă. I-am propus și până la urmă am văzut. A doua variantă. Am niște reclamații de la niște cetățeni
că aici a sus, la prundul de la deal, pe zona aia între parapeți până în Ieronim, de la, din față la Bodea până acolo, sunt cetățeni care ies dimineața, la amiază, seara, cu găleata și aruncă gunoiul peste parapeți acolo. Deci persoanele astea să fie anunțate și dacă nu se repetă, merge până la amendă. Chemate la primărie, da. Domnul Martin. Chemate, da, chemate la primărie. Chemate la deci primărie. Am discutat problema asta. Deci să luăm aceste măsuri care vor fi bine pentru comuna noastră. Da. Și chiar aici la Bodea și podurile astea o leacă trebuie curățate, că cred că colomatate podurile astea la traversări pe ții șosele. Dar nu se poate, atât. Da. Altcineva? Nu se poate. Dăm din mâini și dă din coare. Dacă nu... Dar poți să stau eu răspuns cu podurile care traversează șoseaua națională. Aceste colmatări a podurilor trebuie să le execute drumurile naționale. Noi avem obligativitatea să facem șanțe pe marginea stângă a drumului, dar trecerea peste șosea, prin sub șosea, se execută de către drumurile naționale. Deci trebuie să apelăm mai... Trebuie să apelăm să facem adresă la ei. Bun. Deci, dacă nu are niciun domn consilier altceva ridicat de acest punct de ordine de zi, supun aprobării acest program pentru anul 2016. Cine este de acord? Cine este împotrivă și se abține? Abține, da? Abține, o abține. Mențină că, ca să fim sinceri, nu se va realiza nimic din asta. Asta e mascarada. Trecem la următorul punct. Aici, aici e problema de la care... Având în vedere că nici să ne refacem, am anunțat de când ne-am anunțat. Aș vrea să ascultăm pe domnii care sunt cu cei toleanțe au venit, poate putem să... Păi, dar programul probabil că totul este legat de acest proiect care urmează să fie aprobat de către noi și este foarte bine că vom lua în considerare și doleanțele dumneavoastră pentru că sunt interesați de acest aspect al problemei. Domnul președinte, deci, 2 secunde, deci dumneavoastră plecați, înțeleg, plecați. Da. Cine? În număr... 3. Cine sunt? Deci dumneavoastră, domnul Moise și... Și așa că sunteți președinții din ședință? Președinții domnul Aleu, dar pentru că n-are... Nu este domnul Aleu. O să dau eu citire următoarele proiecte. M-am interdicit ca să prea treabă. Și cererea mea pe care am depus-o, pentru că e normal. Am înțeles. Da, deci vă rugăm. Dar de ce pot să vă întreb? De ce nu v-ați rezolvat dumneavoastră? Și eu am ședințe și eu la ora 11 la partid. Eu mi-am rezolvat telefonul. Mai important. Da. Mai important sunt problemele cetățenilor, da. Că fără acordul dumneavoastră, fără acordul domnului Moise, fără acordul domnului Forcoș, eu vă spun, cineva trebuie să-și susțină punctele de vedere. Bun. Dacă plecăm toți și nu dezbatem, deci problemele comunei, rău faceți. Deci, dumneavoastră aveți într-un fel dreptate. Domnul meu. Bun. Dar asta nu presupune că între timp nu intervin niște anumite probleme care trebuie rezolvate. Asta presupune, pe de o parte, rezolvarea problemelor prioritare la ordine de zi și eventual mutarea acestor probleme la altă ședință, care vor fi extraordinare și așa mai departe. Noi putem accepta treaba asta. Dar și dumneavoastră deci, chiar credeți problema asta că se vor muta la ședința extraordinară? Sau? Se poate muta. Luni, marți, putem convoca o ședință extraordinară să rezolvăm această problemă. Bun. Haideți să... vă rog să... Vă rog. Oamenii să vedem ce vor. Cum credeți? Dacă credeți că trecem acum antitele diverse... Nu. Oamenii au venit ca să... Deci, cetățenii au venit pentru... Sunt nelămuriți cu unii probleme. Și eu cred că e o dezbatere... Domnul, este o dezbatere mai stufoasă, care necesită timp. Bun. Dar singura rugăminte este că am o cerere și o să plece domnul consilier, o cerere de pus, care zic că e bine să fie și deci. La diverse, domnul... Da. Haideți să preluăm problema dumneavoastră, dacă ziceți că atât de optiția să vedem despre ce este vorba, importantă. Subsemnatul Ungureanu, reprezentant al televiziunii Exclusiv TV,
Vă rog să aprobați încheierea unui contract de colaborare cu primăria Târgu Totuși. Da, acest lucru nu s-a discutat? N-am discutat treaba asta, domnul administrator? Eu n-am fost informat. S-a spus că se discută în ședință de Consiliu. Nu s-a discutat? N-am discutat? Dar nu poți să aprobați. O să aprobați. Nu poți să aprobați. Domnul președinte, dați-i ce director. Dați-i ce director, ca să auzim și noi. Poate eu... Scopul acestui contract este realizarea de filmări cu imagini și aspecte din zona dumneavoastră, diverse interviuri, documentare, ședințe de consiliu local, reportaje, etc., care să contribuie la promovarea comunii în contextul regional și național. Suma propusă de noi pentru acest contract de servicii video este de 80 de euro plus TVA lunar. Vă rugăm de asemenea ca durata contractului să fie minim de un an de la data încheierii. Televiziunea exclusiv TVA este parte a activității SRC Electrostar SRL Onești, județul Bacău, cont ne spune care e, și este reprezentată de asociat unic, domnul Ungureanu Eugen. Deci este, da, domnul, este o solicitare al acestei televiziuni locale și probabil că de această activitate au acces nu numai cei de la Onești, ci de la localități, probabil domnul administrator, da, și solicitat acest lucru. Da, dacă la urmă dați și mie cuvântul. Pot da, să iau domnul președinte. Deci, vă rog. Succint așa în câteva cuvinte. Eu cred că e un lucru bun. Deci, cred că e un lucru bun. Nu trebuie să ne cramponăm pentru o sumă, pentru că, eu vă spun, promovăm, în primul rând, promovăm comuna, această comună, doamna. Și dacă mai vine cineva și spune că se angajează să facă 1000 de proiecte și fac ce numai unul, deci, eu cred că prin televiziunii o să-i dăm și pistina asta respectivei persoane și o să spune, domnule, te-ai angajat într-o 1000 de proiecte. De ce te-ai angajat într-o 1000 de proiecte dacă nu ai făcut decât unul? Și nu numai asta. Se promovează și comuna. Bun. Așa investi pe cetățeni. Ducându-se, cum a spus colegul meu, ia găleat așa aruncă cu noi. Poate domnul cu televiziunea îl surprinde, da? La un moment dat. Punându-l pe post, mă rog, unde se va, pe ce se pune, pe YouTube sau pe ce? Sau online. TV, e da, dacă luăm și noi, ne implicăm. Deci este televiziune și domnule, nu-i frumos ce ai făcut să arunci cu noi? Puneți-l într-un sac, că vrei, că nu vrei, oricum vei plăti cu noi. Puneți-l într-un sac, nu mai poluăm mediul. Și să mai sunt. Eu, părerea mea, este foarte benefică această televiziune pentru comună. Mulțumesc mult. Da. Vă rog. Da. Poftim, domnul Martin. Aș vrea să-l întreb pe domnul Ungureanu. Da. Pe ce criterii s-au axat când au făcut suma asta de 80 de euro? Păi oricum, da, sigur. Nu. Deci, ăsta e întrebarea. Da, da. Deci, optim, vedem, că poate e o sumă mai mică. Putea face o sumă mai mică. Vă rog, domnul Vice. Da, vreau să spun și eu câteva cuvinte legătură cu acest subiect. Părerea mea că ar trebui să fim de acord cu un contract. În sensul că comuna asta mai sunt și realizări bune, nu numai rele. Nu vine să vadă numai ce e rău sau să promoveze numai ce e rău, că lumea asta știți cum e. În cazul ăsta, nu știu, putem umbla la contract. Dacă, eu nu știu dacă e bătută în cui neapărat 80 de euro pentru o singură ședință sau nu știu, pentru ce reportaje mai vreți dumneavoastră să faceți. Dacă nu, eu sunt de acord să fii și cu 80 și mai contract. Altcineva? Poftiți, domnul consilier. Și eu sunt de acord să promovăm și trebuie să facem subliniere la ședințele noastre care să putem promova. Și este și părerea oamenilor. Eu am discutat cu foarte multe oameni care au acces la televizor și au văzut anumite ședințe de anunțe registrate și chiar au fost mulțumiți. Da, vă mulțumesc. Vă să spun și eu ceva. Poftiți, domnul primar. Și eu sunt de acord, într-adevăr, dar cu hotărârea Consiliului Local. Da, sigur, cererea adresată Consiliul Local. Bun. Domnul Ungureanu, scurt, vă rog, mulțumesc că... Foarte scurt, pentru că știu că timpul este prețios. Vă rog, vă rog. Vreau să vă spun că asta este și ideea. Eu nu puteam să, atâta vreme cât filmez,
pe toată Valea Trotoșului și cu toate comunele, și răspund la prima întrebare, cu toate comunele am făcut un preț simbolic de 80 de euro, poate nu ați auzit sumă, suma este foarte mică, este o sumă modică, dar cu toate comunele, absolut cu toate, n-am luat nici mai mult, nici mai puțin de 80 de euro, care abia ne decontează nouă cheltuielile de benzină și niște bani pentru domnul cameraman. Deci scopul meu personal nu este cel financiar, ci este dorința de a nu ocoli o comună în contextul în care toate celelalte comune, mulți dintre consilieri probabil au văzut, le-am promovat și în al doilea rând nu ne-am implicat în scandalul, nu ne-am implicat în chestii politice, ci am venit cu respect către Consiliul Local, față de dumneavoastră, pentru a face cunoscută comuna, cu bune și cu relele pe care le are. Dar, încă o dată spun, nu este scopul nostru de a prezenta lucruri negative, ci doar ședințele de Consiliu, așa cum sunt ele, fără a le comenta, fără a le tăia, fără a face cenzură. Deci, apreciez tot ceea ce a spus dumneavoastră și sperăm într-o colaborare cât mai bună. Domnul președinte, atât am mai doresc să vă faceți imparțialitate totală pe bine. Dar poate cum va fi vorba de un contract de colaborare în care se promovare, și se vor pregăti aceste lucruri. Deci, fi sigur că la prima ședință se va avea un proiect. Așa, sigur. Acest proiect ar trebui pus la vot. Nu. Dacă domnul consilier, o secundă. Dacă domnul consilier să fie de acord că la prima ședință să fie supus sub aprobare acest proiect de hotărâre. Sunteți de acord? Cine este prima ședință, da? La prima ședință. Așa, haideți să discutăm și probleme de loc, după aceea. Dacă cineva dintre dumneavoastră legat de probabil, zice dumneavoastră, legat de acest lucru de salubritate, probabil. De cele mai multe probleme de aia. Cine vrea să ia cuvântul? Vă rog frumos. Da. Oricine, dar... Dar vorbim, domnule, da. Care e ideea? Trebuie să mă prezint sau mâine? Așa, mă cheamă Oscar Emil, sunt administratorul unei societăți din comună, știți și dumneavoastră. Ei sunt colaboratori, să spun așa, în sensul că au și firme, colaboratorii propriu spus, mă rog. Întrebarea e felul următor. Cum a ajuns firma asta nouă de colectare a gunoiului în localitatea noastră? În ce modalitate? Cine sunt? Cum de percep prețurile astea mari față de cei care au fost înainte? Cum de au câștigat o licitație? Că se spune că a fost o licitație, nu știu unde, la Bacău, mă rog, unde se țin licitațiile. Cum de au câștigat licitația? Fiind diferențele astea mari între prețurile vechi la firma nouă, veche și la firma asta la altă. Știți prea bine, probabil, nu știu dacă primăria are contract cu firmele de salubrizare. L-am întrebat pe domnul viceprimar cu trecută și a spus că nu există un astfel de contract. M-a surprins, nu știu cum plătiți gunoiul. Dacă era 37 de lei gunoiul la firma veche, acum e 110 plus TVA, am înțeles, s-a rectificat. Dar totuși mi se pare scump și la 50 de lei, nu la 50, să factureze 0,5 metri cub pe lună. Care e ideea? Vă convine dumneavoastră la careva să mergeți să cumpărați un kil de zahăr să plătiți 2 kg? Așa vine și aici. Facturează minimum 0,5 metri cub pe lună. Păi cum să plătești 0,5 metri cub pe lună dacă tu nu produci atâta gunoi? Asta ar fi întrebările noastre. Dacă poate mai apar și altele între timp. Eu am avut pregătită... Altcineva? Să fie pus totul așa un abonament lunar. Nu ca să... Deci dacă am... Mă iertați, mai am o chestie. De ce nu s-a lăsat 2-3 firme, domnilor? Să fie concurență, cum ne concurăm și noi cu toate... Toată economia asta funcționează pe baza concurenței. Cum îi lași pe ăștia să vină singuri? Mâine, poi mâine, putreți, o să spună, domnule, nu vrem 110 pe plus TVA, o să vrem 500 plus TVA, pentru că nu ne ajung, nu acoperim cheltuielile. Vi se pare normal ca și consilier, nu știu, a fost supus unui vot, n-a fost supus unui vot, nu știu cum a intrat. Eu știu un lucru, orice societate comercială, persoană fizică, nu are voie legal să bată un cui, dacă nu are autorizație de la primărie. Cum de-au venit ăștia? Sunt contracte care nici nu au expirat cu firma veche. Încă sunt în derulare și deja sunt ăștia la țin lucru. Cum vă explicați lucrurile astea? Și așteptăm răspunsul, să vedem ce soluții găsim. Altcineva dintre dumneavoastră încă...
Nu, cu aceeași problemă am venit toți. Pot să-i dau eu. Deci dacă îmi permiteți, pot să-i dau eu. Cred că sunt cel mai măsură să le înțeleg. Pot să-i dau eu răspunsul. Domnul Mici, nu mai gata. Astăzi cu domnul primar în măsură să dați răspunsul concret la acești oameni. Asta a discutat foarte clar. Ei vom aduna, vine de la Bacău domnul director de la ADIS, care răspunde și o să le explice detaliat în litera legii ce înseamnă strângerea. Și, și eu de ce nu aș fi în măsură ca să le pot da? Pentru că am fost la ședință. Și dumneavoastră ai participat la ședință. Pot să răspund. Dacă nu ești în măsură să le pot, eu, de exemplu, eu le pot da răspunsul. Haide, domnule. Aștept ca să vă ce spune. Așteptăm. Poftim. Deci eu vreau să vă dau. Mulțumesc mult. Da, mulțumesc mult. Deci, domnul Văcaru. La ultima ședință care a avut loc legat de această discuție referitor la gunoi, având loc ședința pe 29 decembrie, domnul Ababi, de față aici, nu poate să ne contrazică, l-a chemat pe domnul director Seto, mâna dreaptă a domnului Iberia. L-a chemat la ședință, să ne explice. În calitate de ce a venit domnul director? Păi nu știu, în calitate de director. În calitate de director, la firma, mă rog, nu mai dăm. Asociația de dezvoltare și la ADIS. Bun. Unde suntem banii contractuali. Da. Domnul ne-a prezentat multe chestii. Deci ne-a spus, eu m-am cramponat cu domnul și am spus că este un bun orator. Și am spus că ne minte. Dintr-un total de 93 de UAT-uri în speță primării, după raza județului Bacău, au încheiat contract, vă spun eu, sincer, 64. Sau 61, vreo 30 și ceva? 65. Sau 65. 28 nu au încheiat contracte. Bine, că au contract individual. L-am întrebat pe domnul director. Domnule, au fost două firme, sau o firmă, MVM-ul, care încasa, care lua gunoiul după raza comunului Târgu Trotuș. Și a spus, domnule, nu s-a prezentat pentru că acum se cere pentru nu știu ce celula 1 și 2 se cer mașini noi. Mă rog, în sfârșit, sărim peste subiectul ăsta. Eu, dacă vreți să fac o copie, i-am spus, m-am ținut de la acel punct, nu am votat. Pentru ce nu am votat? Pentru că nu sunt de acord ca agenții economici să-i îngenunchem din comunată cu Trotuș. La 100 de lei plus TVA, 120 de lei, dați-mi voi să vă răspund, da? La 120 de lei pe lună vin 1400 și ceva pe an. Orice agent economic l-ați îngenunchiat. Cu banii aia plătești salarii, plătești transport. Ați îngenunchiat și l-am spus în ședință, public, domnule, public. Vreau să-și asume că le-am spus. Eu am fost singurul din toți cei consilierii prezenți la ședință. Nu, am fost singurul și am aici procesul verbal. Și m-am... Deci nu am vrut să votez pentru că eu nu sunt de acord cu această problemă. Eu vreau să se pună frumos. Dom'le, nu poți să-i pui 3 lei? Pune-i, dom'le, 10 lei, 15 lei maxim la societate. Dar nu atât, dom'le, pentru că l-ai îngenunchiat. Bun. Mulțumesc frumos. Deci, eu vă spun sincer, acest punct, acest lucru care zice domnul Ghițelu, nici măcar nu a fost discutat în acea ședință. Sigur, a fost propus și cu asta. Deci, domnul, nu s-a discutat. Domnilor, nu s-a discutat despre ce nu mai au luat. Nu mai au venit. Domnul, am putut în față. S-a discutat numai de prețul 376 pe lună. Nu, pentru persoanele fizice. Nu s-a discutat. Să vorbesc, că văd că suntem luați de mape. Da. Deci, s-a propus domnului director în felul următor. Domnul director, o să adunăm societățile, deci reprezentanții societăților, da. O să vă invităm la o ședință extraordinară, împreună cu dumneavoastră, și o să punem în discuție acest subiect, fiindcă ni s-a părut foarte mult. S-a mers numai pentru persoanele fizice, care este un avantaj, se merge pe locuitor de casă, de exemplu, dacă sunt 3 persoane, în loc de 18 lei, pardon, vor plăti 11,7 lei, deci s-a redus la persoanele fizice. La societăți... 3. Mă rog. 3,70 și ceva. Deci la 3 persoane, la 3,76. La 3 persoane, 3,7 lei. Mă rog. Nu intrăm în subiectul ăsta. Și urmează ca, am vorbit și cu domnul primar și cu domnul viceprimar, săptămâna viitoare, să-l invităm iar pe acest domn aici, împreună cu dumneavoastră, într-o seară, când o să avem toți timp, și discutăm problema asta pe larg. Sigur. Primul pas a fost, s-a redus la jumătate. Dar nu e definitivat. Venim, veniți cu propuneri și vom discuta. Și discuțiile iar și la trebuie, suntem consilier. Nu, domnule, tocmai din cauza asta... Să cumpărați o făină și să plătiți 3 făini, vă convine un proces. Tocmai din cauza asta n-am fost de acord cu problema. Dar de ce nu s-a luat? O secundă.
la magazinul. O să vedem. Domnul Vacaru, da. Această problemă a fost supus la vot, nu? Sigur. Cu cât pentru și cu cât... Sigur. Spuneți, nu. Deci a fost această problemă, a fost, nu această problemă a fost... Deci problema la Geneva a fost. A fost problema de încasare pe 3,76 pe fiecare cetățean. Nici de când a fost supus aprobării acest 1.100.000. Nu, nu, dar noi am fost raport. Fără să avem, fără să avem prețul. N-am avut preț. Deci, domnule, noi am văzut, noi, dumneavoastră ca și consilier, ați văzut raportul prețului? Eu l-am văzut. Dumneavoastră l-ați văzut? Nu. Deci înseamnă că nu studiați materialul de ședință. Da. Vă mințiți singur și ne mințiți și pe noi. Bine. Eu l-am văzut. Strică. Deci eu consilier. Ești agent comercial. Ești aici de față. Îi strică la oameni ce s-a discutat. S-a discutat, deci agenții vor face separat contract. Sigur. Și numai un modelul de contract atât s-a făcut. A, deci până la urmă s-a discutat modelul ședință. De contract. Nici măcar nu modelul de contract. Vor face separat contracte. Domnilor, de ce minți așa și domnule? Nu, domnule, nu minți. Eu am procesul verbal. Deci, domnule, nu minți. Am procesul verbal care scrie negru pe alb. Ce s-a discutat? Și asta v-ați spus. Nu mai puțin. Domnilor, care pentru această problemă, sunt și eu interesat. Nu, nu mai puțin. Nu mai puțin. Acest lucru va fi discutat într-o ședință extraordinară la care va fi. O secundă, domnule. La care pot fi invitat și agenții economici, domn Petrică? Și agenții economici și directorul de la SEDRO. Să vină în pas, să stăm de vorbă, să vedem. De ce la o 10 metri pătrați ia ce 1.100.000 și probabil la încă 500 metri pătrați ce era acea sumă. Eu mi se pare, eu am discutat pentru altul lumea lui, a fost cu totul de acord că este o inarbitate, nu este ceva normal. Și urma să avem discuție în sensul ăsta. Nu s-a băgat nimic în... că va fi atâta. Deci urmează ca această discuție să fie făcută ulterior, probabil săptămâna următoare. Vă rog, domnul primar și domnul viceprimar. Dânsul a vorbit direct cu domnul. Eu am vorbit direct. Cu tema asta. Și eu discutăm direct, m-am înțeles și au zis, domnule, va fi 50 de euro, 50 de lei pe fiecare societate. Dacă nu mai puțin. Și am zis, domnule, este un început, înseamnă că există o înțelegere și eu va suporta o discuție legată de treaba asta, pentru că nu este posibil ca o societate comercială, o persoană fizică autorizată, o asociație familiară care are 10 metri pătrați, să plătească 50 de euro. Înseamnă că dintr-o dată și are dreptatea dumneavoastră. 50 de metri. Nu, mă, nu, face divagații, nu-i mai, 110 metri cu plus TVA, 110 metri cu plus TVA, ascultați-mă, se facturează, domnul Băcar, atâta este, nu spuneți că nu este, nu se mai facturează minimum 1 metru cu, se va factura minimum 0,5 metri, asta este diferența, dar iar vă repet, iarăși nu este în regulă, vă întreb, 100 de oară, îmi cer scuze, v-ar conveni să luați un sac de zahăr să plătiți 5 saci? Da, asta este întrebarea. Voi vedeți că nu vă convine. Bun. Ce faceți cu gunoiul actualmente, domnul Văcar, dumneavoastră, ca și societate, ca și mine, ca și Ungureanu, ca și ceilalți? Dacă acum treaba este atât de ambiguă, ce e facem cu gunoiul ăla? Treaba, deci nu este definitivă. Nu, dar ce facem noi cu gunoiul ăla? Că nu ni-l luăm. Nu ni-l luăm. Asta e altă problemă. Păi, ține tu de ce este asta. Altă problemă care trebuie neapărat. Dumneavoastră stați în ședință aici, o dată, de două ori, de șapte ori, trece o lună de zile, trei că ăștia nu ia cu noi la persoană. Trebuie să vină special pentru persoană juridică. Vreau să vă completez. Consiliul local aprobă doar taxa pentru persoanele fizice. Atât. Consiliul local nu are dreptul să aprobe o taxă pentru persoanele juridice. Doamne, scumpă! Pentru persoanele fizice am aprobat. Da, doamne, de acord cu dumneavoastră, dar Consiliul local nu vă supărați pe mine. Doamne, suntem aici, doamnă, suntem la Fărgărești. Mai puțin, domnul Văcar. Consiliul local este suveran în această comună, poate lua decizii și nu putem să lăsăm societățile și exact cum a spus domnul pentru 3 metri pătrați plătească 1.200.000. Când e cu banii aș plătea și curentul. Da. Nu putem lăsa societățile comerciale, agenții economici în speță de izbeliște. Nu putem, doamnă, să facem așa. Vă mai repet încă o dată, ca să nu știți. Consiliul local este suveran în această comună. Dar noi unde plătim taxe și impozite, doamna secretar? Nu știu ce rol aveți aici. Da. Unde plătim noi taxe și impozite? Eu noi n-am cerut să negociați prețul dumneavoastră pentru societățile noastre. Dar nici să nu votați să intre, să aibă exclusivitate, ne puneți în fața situației venite, nu te semnează contract, că ăștia îți convine. Regulă, nu-ți convine, tot în regulă. Nu-ți dau autorizație de funcționare. Vi se par normale lucrurile astea? Da, aveți dreptate. Păi și atunci despre ce vorbim? Aveți dreptate la ce se vorbim? Păi iar vă întreb, iar vă întreb, plătiți cu noi aici, la primărie, se plătește cu noi. Sigur
încă. Vă întreb, și cât plătiți, doamne? Vă convine că plătiți mai scump. Nu plătiți din banii dumneavoastră cu siguranță. Deci, în acest sens, săptămâna viitoare, cât mai rapid să facem. Solicit domnului primar și domnului viceprimar o discuție cu domnul director de la Bacău, domnul director Sergiu, așa, săptămâna viitoare. Dar nu mai cred că mai rapid și cu domnul viceprimar. Și vă rog să veniți și dumneavoastră, trebuie să mai evitați. Vă comunicăm data respectivă. Ar fi bine o dezbatere publică și cu cetățenii, că poate sunt și oameni care nu pot toate banii ăștia. Facem o specificare, domnilor, care au venit aici. O secundă, domnule. Deci, cetățenii care au venit aici și au vrut să fie informați. O secundă. Haideți să le spunem și realitatea de pe partea aia altă, că o să înțeleagă că noi suntem puși aici, de fapt, degeaba. Cum s-a ajuns de a venit Romprestu? Ca să ridice gunoiul. Păi a licitat cei de la Ardis, de la Bacău. Și au venit și ne-au băgat cărțile sub nas. Vreți să vedeți? Asta e societatea care a câștigat. Cine e Ardis? Ardisul este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubritate Bacău. Este o asociație a primărilor. În care suntem și noi și primărilor. Avem un reprezentant acolo. Păi este. Și reprezentantul ăsta știa că de la 37 de lei va fi 137 de lei pe lună? Domnul Abad, vă poate răspunde că domnul e reprezentant. S-a informat direct. Mi s-a spus direct că pentru persoană fizică se stabilește 3,76 și pentru agenții economici se fac contracte individuale. Pentru agenții economici, cu firma respectivă, care câștiga licitația pe țară. Deci 66 de avocateuri plus 2 sectoare de preț. Deci nu suntem noi de vină că au câștigat ei. Lăsați un pic, nu sunteți de vină. Ia trebuie să vă întreb. Dumneavoastră, domnul primar, personal v-ar conveni să săriți de la peitura la ăla? Personal vorbesc așa. Păi eu n-aș dormi noaptea pe cuvânt. De-aia am și venit. N-am fost în viața mea aici. Sper să nu mai ajung. Cum, frate, să dau eu 12-13 milioane de lei vechi pe an? La gunoi față de cât era 360 de lei. Momentan nu este bătut în cuie. Nu, am fost acum am semnat un contract, a fost și Mititelu. Da. Știți cum fac? Vă pun documentele în față, astea sunt, vă convine semnațiile și dacă nu-mi convine, să fiți sănătoși. Vi se pare normal atunci, dumneavoastră când mergeți la ședință, la Bacu, la București, o fi pe țară, nu pot să înțeleg. Înseamnă că trebuie să mă duc în Spania să-mi fac firmă. Ce a venit ultima zi? Sediul firmei să duc acolo. Contract. Deci a venit la mijlocul anului, vine la sfârșit de an ca să... Nu, dar e un contract impus ăsta, nu este, nu puteți să spuneți, aveți dreptate, poate că așa știți dumneavoastră, dar este un contract impus. Noi nu avem opțiune, aici este problema. Eu nu pot să spun, băi, nu-mi convine, cu tine mă duc cu altcineva. N-ai! Și dacă nu fac contract cu Romprestu, că ei sunt actualmente, voi mă regândiți să obțin autorizația de funcționare de la primărie, o să mi se spună, n-ai contract, nu semnăm și nu funcționez. Da, domnule, s-a rezolvat treaba asta. Deci urmează săptămâna viitoare, domnul primar, domnul Bicipran, se vor îngriji să ne convoace și să discutăm direct cu firma respectivă. Nu numai să ne mai convoace, care este părerea noastră? Că, repet, noi plătim taxe și impozite. Mai susțineți-ne ideile, mai consultați-ne dacă... Așa ne puneți în fața situației. Nu. Să spun, așa s-a întâmplat. Vom fi alături de dumneavoastră. Sunt direct interesat, nu mai știu. Știu că sunteți. Tocmai de-aia mă surprinde că sunteți și nu s-a luat nicio măsură. S-a luat prima măsură, s-a luat de la 10 s-a redus din acolo. S-a luat de 10. S-a spus jumătate de metru, domnul cu Băcaru. Prețul este același. Jumătate de metru. Se încăsați jumătate de metru. Domnule, domnii au dreptate. Păi cum să spuniți dumneavoastră cu seninătate că s-a redus? Nu s-a redus. S-a redus marja de la o tonă la 0,5, dar prețul a rămas 130, exact cum spun. Ei sunt foarte bine. Ai încheiat un contract cu 130. 110. Da, domnul Băcar, 110. Deja l-ați înțeles dumneavoastră. Deci vă spune că dumneavoastră nu ați înțeles dumneavoastră. E, n-am înțeles. Domnule, înseamnă că eu nu am matematică. Nu, dar o să vedeți că tot sunteți. Nu am matematică. Nu, da, nici eu nu am matematică. Bun. Pe noi, vă rog pe noi ne iertați. Pe mine și pe domnul Oameni. Ne scuzați, poate ne-am supărat. Sănătate. Nu, nu trebuie. De ce ne scuze la funcțiunea noastră? Mulțumim tot. Zicul nu vă dorim sănătate. Sănătate nu mai bine. Da. Nu puteam să dăm peste cap. Eu mă spun că s-a ridicat cuvântul meu.
Părintele este aici și dăm citire la ceea ce... Așa. Da? Dă-ți vezi, părinte, de la trebuie protejat. Haideți, spuneți ca să vedem tot. Haideți, ziceți, dar tot am început de... Părinte, vă rog, să faceți prezentări. Vă rog. Da. Cel mai cunoaște, mă numesc Chiercuș Cristian și sunt parohul comunității din Târgu Trotuș. Reprezint această parohie. Din câte știți, Biserica Catolic, Roman-Catolic, din câte știți, Biserica ar fi trebuit să aibă suficiente proprietăți ca să se susțină, numai că datorită faptului că proprietățile au fost confiscate în mod ilegal și s-a dat înapoi o mică, o foarte, foarte mică parte, s-a făcut un acord tacit cu statul ca să rămână proprietățile care sunt la stat și s-a făcut, cum să zic eu, un acord prin care statul să vină în ajutorul bisericilor, nu? De aceea, în acest sens, vreau să apelez la acest lucru și am făcut o cerere pentru un ajutor financiar, deoarece suntem într-o problemă de anul trecut. Casa noastră are peste 200 de ani de atestare documentară și s-a întâmplat un incident, un incendiu în camera centralei și a afectat și camera de deasupra centrale. Suntem nevoiți să le reparăm, iar banii care avem nu sunt suficienți pentru acest lucru. De aceea vă rugăm să ne acordați un ajutor financiar. Da, pot să vă răspund la rând. Deci, nu, pentru la asta. Vă spun că pentru punte sunt aprobați în ședința de azi 1.500.000 de lei pentru toate parohiile din comună, care sunt 4. Și veți primi bani exact cât a primit și cealaltă din comunitate, adică cealaltă biserică și așa mai departe. Deci banii se împart la 4, da? Da. Nu-i s-o plătiți acum, după ce ajungeți acasă. Deci, doamnă... Nu. Noi, eu am mai vorbit și cu ceilalți preoți, preotul catolic de la Tutar, nu? Și cu... Domnul Liviu? Nu, cu mine nu a discutat. Eu nu sunt reprezentat. Și discutasem așa, amical. Am mișto, eu te-am luat mișto din ultima zi. Deci dacă ies nivelul la mișto, nu nivelul mai așa. A discutat. Aici arată. Deci te rog frumos, deci nu mai. Deci eu nu vreau. Dacă dumneata tratezi cazul cu neseriozitate, ei și știi foarte bine, eu nu tratez. Eu tratez cu maximă seriozitate. Deci mă implic. Nu, că da. Deci discutasem la un mod amical, așa. Nu bine. Ca banii care sunt pentru culte, nu știu dacă ajung la 4 biserici să se rezolve problemele. Și am propus ca în anul 2015 banii care sunt pentru culte să meargă la Biserica de la Tuta și o biserică ortodoxă, nu una dintre cele două care sunt, iar în 2016 să meargă la Târgu Trotuș și la cealaltă biserică ortodoxă. Să putem înțelege și noi ceva din banii ăștia. Că altfel, cu mărunțișuri nu poți să faci mare lucru. Și din câte știți, pe 2015, noi nu am primit nimic de la culte. Părinte, pot să vă întreb ceva? Vă rog. Dumneavoastră ați făcut cererea, da? Da. Spuneți-ne și nouă și colegilor de față aici, în cuantum de cât cereți dumneavoastră? Ce sumă cereți dumneavoastră la parohia catolică? Eu nu am pus o sumă, dar cei care au venit și au făcut devizul, ei au venit direct și au depus cererea, nu știu, devizul. Păi bun, și dumneavoastră, ca și ordonator de credit, cum este și ca și șef acolo, trebuie să știți ce valoare are acel proiect. Că trebuie, a venit unul cu un proiect. Acest pix și cu acești ochelari costă 100 de euro. Da, înțeleg, dar nu știu exact valoarea proiectului. Deci, 1.500.000, dacă vorbim de banii vechi, înseamnă 150.000 de lei noi. Așa.
Dacă s-au alocat acești bani la culte, nu știu să se fie alocat. Deci eu am discutat, eu am pus problema să se ia niște bani, să se facă la ședința pe comisii, cu colegii mei aici de față, să se mai reducă de la unele proiecte, să se mai ia ceva bani. Eu vă spun sincer, sunt foarte sincer. Deci sunt foarte sincer, nu vă mint cu absolut nimic. Să se ia bani, să se bage în infrastructura rutieră din comună. Pentru că infrastructura rutieră din această comună este la pământ. Eu când trec, când am făcut dreapta la mine acasă, deci credeți-mă, deci nu vreau să, vreau să par calm, dar nu pot să par calm când rup mașina. Sunt un contribuabil care a plătit mii de lei. Mii de lei. Dacă nu mă credeți, vă pot aduce chitanțe. Am plătit. Eu la începutul anului plătesc corect taxele către bugetul local. Am spus să se ia bani. Bun. Dumneavoastră nu știți acum care este bugetul pe care dumneavoastră vreți ca să vi-l aloce primăria. Eu spun așa. Atâta timp cât anul trecut s-a alocat un buget enorm de mare parohiei de la, de la Tuta, dumneavoastră, să vă luați toți preoții, să vă uniți, faceți un proiect toți patru și să puneți părerea mea. Și să punem pentru ședința următoare, din luna februarie, să punem acel buget, dar dumneavoastră să faceți un proiect, toți preoții, la un loc și să conveniți, nu știu, să cădeți de comun acord cu preotul de la Tuta, să-i spuneți, băi, ți s-au alocat un miliard anul trecut, că atâta a fost, că s-a dat jumătate și s-a dat un... Lasă-ne și pe noi să supraviețuim anul acesta, să punem o parte mai mare la primăria Târgu Trotuș și parohia ortodoxă are mari nevoi de bani, credeți-mă, la Trotuș, dar și cea de la Ghișoara. Eu nu spun ca să nu se aloce și cele de la Tuta, dar o parte mai mare pentru că s-a făcut. Eu zic dumneavoastră să vă uniți încă o dată, cu respectul cuvenit, să vă uniți și să gădeți de comun acord. Și în ședința din februarie, pentru că eu cred că nu se poate da un răspuns concret acum. Nu se poate da, pentru că până nu aveți un proiect viabil, să veniți și spuneți. Atâta costă primăria de cu totul și atât. Și este depus, nu știu eu personal. Este proiectul dar depus, proiectul, calculele făcute, dar nu se știa suma în care ne scăldăm, așa că nici n-am încercat nimic. Deci eu acum vă spun concret. Deci un miliard și jumătate aveți toate bisericii. Și nu se poate împărți această sumă? Nu se poate. Este foarte bine ce ai spus. Ca să te întâlnească cu toții. Păi eu cred că fii corect așa, că dacă primăria a mai mult, nu poți să-i faci. Eu n-am nimic împotrivă. Consilierii n-au nimic împotrivă. Domnul, la nivel de discuții, totul este ok. Dar când trecem la fapte, se schimbă foarte. Păi, de ce spuneți dumneavoastră? Pentru că eu am spus lucrul acesta anul trecut și am stat cu mintea în banca anul trecut. Bun, ok, eu am renunțat la el pentru că era prioritate la Tuta. Eu am înțeles că e prioritate la Tuta. Dar anul acesta și revenit mai mare. Anul acesta și revenit din nou cu același proiect de anul trecut, l-aș fi prezentat. Numai că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu casa. Și atunci prioritatea pentru mine este să rezolv că am un preot, am un preot care doarme pe hol, efectiv pe hol. Nu, și trebuie să-i anorajeze lui camera deasupra. Îi dăm drumul în picioare. Deci asta când ajungem la buget. Deci îi dăm drumul la bugetul ăsta și după aia... Ați spus la buget, ți-am spus. Bugetul pentru alocare, normal și normal, ca să nu facem discrepanții între o parte și alta, trebuie împărțit bugetul la parte. Dar problema este că dumneavoastră trebuie încă o dată, dumneavoastră trebuie să vorbiți cu parohia de la Tuta sau de la... Eu am vorbit și vedeți că am trecut... Părinte, acordul verbal nu este cu... Deci eu vă spun... Am trecut nu s-a împărțit, dar am să dacă ajungeți la înțelegeri, părinte, nici nu problemă. Nu, deci eu zic că noi... Haideți să mergem pe faptă. Dacă anul trecut s-a făcut așa. Deci eu am venit cu cererea aceea, da? Proiectul social. Și nu ați aprobat-o pentru că erau... era prioritar la Tuta, anul acesta dumneavoastră te spune, anul trecut am dat la Tuta atâția bani, anul acesta de la trecut totuși atâția bani. Părerea mea este că dumneavoastră trebuie să veniți un acord scris, că după aia dacă nu, vă lasă sucești. Domnul Liviu, mergem pe fapte, nu pe acord. Da? S-a dat anul trecut la Tuta? Da. Gata, anul ăsta s-a dat, deci nu este... Părinte, vreți să vă demonstrez, sincer vă spun, cum am... Deci eu sunt foarte transparent, foarte sincer. Vreți să vă demonstrez dumneavoastră că după aia părintele s-a sucit la 180 de grade, cum să-ți sucești cineva prin stradă și să spune că, domne, eu îmi trebuie și mie 500 de milioane. Păi tocmai, dar anul trecut ți-am dat. Da? Așteaptă, nu, părinte, fără un acord scris nu-ți face nimic. Da, dar problema mea asta, dacă vă înțelegeți, sunteți șaolim și vă înțelegeți acolo, e problema. Trebuie să fac eu acordul scris, nu-i datoria. Nu, părinte, șaolimii trebuie să înțeleg că e...
Având în vedere că noi am fost atunci viceprimar, el trebuie să susțină problema asta care a spus la deci, să dăm diferența, o diferență mai mare la, la biserici. De, anul trecut, din câte știți, au fost și mir la tuta. Da, da, așa. Eu când am considerat ca să dau la tuta bani, am dat în ideea că fiind mirul, o să vină și preasfințitul. Anul ăsta și, așa, și să facă biserica. Interiorul bisericii, că știți că arată destul de groaznic în interior. Ceea ce poate dăuna destul de grav sănătății tineretului și a oamenilor care se duc la biserică, deci care merg în incinta bisericii, în interiorul bisericii. Banii au fost dați, deci în ideea asta. Numai că nu s-au atins scopul. Dar banii s-au dat. Deci banii s-au dat. De fiecare riscă. Și acum, dacă părintele o să vrea iar bani din nou, păi și el o să vrea și la anul, și la anul, și la anul, și la anul. Deci, no? Deci scopul ăsta a fost. Deci, deci eu când am gândit anul trecut să dau la tuta, am dat în ideea că este mirul și am zis să facem încât să arate bine în interior biserica. Corect, foarte bine. Dar puteți să-i spuneți când va veni anul acesta și... o altă cerere? Nu, nu, nu. Dumneavoastră îi spuneți, părinte. Deci dumneavoastră îi spuneți, eu tocmai v-am cerut ceva. Deci, dar nu faci... Eu am depus primul cerere și am venit... Să fii în bafta, cum se spune ăștia la țigan, de traileți bactalos, să fii în bafta matalii. Dacă nu depui o cerere scrisă, s-ar putea să-ți iei, să fugă varianta aia. O fugi puiul cu ața. Ideea asta. Am depus cererea și am venit cu proiectul. De acord, părinte, dar dacă eu ți-am mai spus, dacă nu ai o cerere scrisă, preotul din la tuta îmi spune că trebuie să facă aleic pentru că el alunecă când se duce la toaletă. Tot la fel am spus și eu, să fii sănătoși. Cred că prioritar era, deci cum era și la tuta, prioritar era să se facă interiorul bisericii. În primul rând, banii pentru culte sunt pentru așa ceva. Ce-o bine? Deci, ca să faci în interiorul bisericii. Dar hai să o companie, că ți-o venit cu niște și s-o construi. S-a mărit parohia. S-a făcut anexii. Deci, bineînțeles că a venit cu vârtejul. Nu se putea altă. Deci, bineînțeles că cumpăra materiale și astea. Deci, plata. Deci, s-au dat materiale. S-au cumpărat materiale. Materiale. Și anul ăsta probabil că o să aibă, părinte la tuta o să aibă un plan altceva și o să apeleze și la Enodiaș și să facă și interiorul până la urmă. Domnul Vegetel, haideți ca să nu mai bate da. De abia astăzi s-a votat buget. Da. În următoarea perioadă care da, la o să analizăm și ce da, are de și ce are a ceilorlalți trebuie. Deci l-ați și votat bugetul? Domnule, ți-a spus cât e? Dumnealor, o să ia contactul cu altul și o să stabilească că ai luat doar în trecut, eu am văzut, dar asta e treaba de viitor. Deci nu mai bate la bani. Avem toată deschiderea. Ai votat bugetul cumva? Nu mai ai votat bugetul? Nu ai votat bugetul, te întreb. N-am vorbit de buget nimic. Ai votat bugetul? N-am votat bugetul. Deci, domnule, noi nu eram aici din față. Nu sunteți, că s-au... Deci nu contează. Nu știu că nu vorbesc. Domnul Babi, nu te interesează, că noi nu... Bugetul s-a votat. Gata, domnule. Da, s-a votat bugetul. Vreau să spun eu două vorbe astea. Cum vă permitiți, doamna secretară, dispoziția primarului fiind dată pentru ora 10, să mutați ora ședinței? Deci asta am spus și eu, domnul Goabe. Asta am spus și eu. Dar nu doamna a zis. Doamna s-a disculpat. Domnul Babi a zis că am mutat. Dacă doamna nu venea la 10, ei nu începe ședința. Da, doamnă, știți și știți care-i povestea? Vreți să vă spunem noi care-i povestea? Cea adevărată, cea reală, doamnă. Un consilier, când și-a anunțat intenția că vine la ședință, nu s-a prezentat, el trebuie, este obligat, dacă a depășit de ora scrisă în invitația de ședință, să anunțe în speță secretara, primarul, și să spună, domnule, întârzi 10 minute, începeți ședința fără mine. Atâta timp cât nu ne-am dat acordul telefonic sau scris, dumneavoastră ați început fără știrea noastră. Domnul toți trei, dați-mi voi, da? Deci nu v-am întrebat, da? Deci toți trei, dumneavoastră, sunteți cei care iau decizii. Pentru trei oameni care ia decizii în numele altor oameni, nu mi se pare normal, doamnă. Păi doamnă, nu mi se pare normal. Atâta timp cât nu am fost informat. Deci în ședința mea, din invitația de consilier, spune la ora 10, eu sunt foarte corect, doamnă. Nu am întârziat un minut, un minut. Pentru problemele comunei noastre, eu mă prezint în, la modul cel mai corect, transparent, la ședințe, la ora 10. La ora 10, ba din contra, doamnă, vin la fără un sfert. Da, eu am venit la 10 și
la 8 și jumătate. Așa? Eu nu sunt for decizional. Da, doamnă. Da, sunteți. Da, doamnă. Și am venit. Da? Și am înțeles. Dar cum v-ați început cu dumneavoastră? Cu dumneavoastră luați notiții și consemnați. Ce se discută? Da. Deci cum pot eu să fiu? Pentru că eu nu sunt de acord cu bugetul ăsta. Pentru că eu am spus, am discutat, eu cu bugetul trebuia să se ia din altă parte, să bage la drumuri. Pentru că starea deplorabilă a drumurilor din comuna noastră lasă de dorit, doamnă. Lasă de dorit. Eu cred. Deci v-am mai spus. Vă păi nu mă cer, doamnă, dar nu trebuia să începeți ședința, doamnă. Și exact cum a spus, doamnă, exact cum a spus antevorbitorul meu. Cum vă permiteți, doamnă, cu dispoziția primarului, că nu este toată, că toată lumea este cu pincuristă și spune primar, el este, nu este primar, este viceprimar, a aflat când am plecat și am ales toți, toți s-au ales numai prin hoții, doamnă. Asta este comuna Târgu Trotuș. Eu nu am culoare politică, eu nu iau... Nu mă dau un stamă, dar eu spun realitatea. Ia să vorbească și două partii, că știi ce zic. L-am lăsat. Eu am fost plecat la ședință, la venit... Da, nu știu ce e aici. Mi-a spus la toți oamenii. Moise, o să-ți plan, suma pe linie și o să vină. Dar cine este Moise, doamne? N-am înțeles. Am vorbit între ei, că sunt la partid. Băi, nu m-ați, eu nu sunt la partid cu Moise. Și Moise nu m-ați, deci Moise nu m-ați sunat pe mine. Îți jur, pe sfânta cruce, nu m-a sunat Moise. Deci nu mi-a dat un telefon. Uite și atunci că avea cu părerea cu oamenii, că nu putin nu ce vrea. Dar am întrebat. Și am întrebat pe domnul... Doamne, nu mă sună, doamnă! Doamne, eu îmi sun și dau pe speaker acum. M-a sunat Moise la 10 fără 20, la 10 fără 20 astăzi. Și a spus dacă pot să vin cu 10 minute. Și eram la Onești. M-am întâlnit cu tine pe stradă, tu veneai, eu mă duceam. Deci i-am spus că nu pot veni. Ședința este la ora 10, eu la ora 10. Dar, doamnă, lăsând, la 10 fără 20 s-o folos, vă arăt telefonul. Astăzi m-a sunat. Deci astăzi. Bun, dar nu domnul Moise este for decizional în această primărie. Da. Cel care ia decizii, este viceprimarul în funcții care îndeplinește atribuțiunile primarului. Eu știu foarte bine legile, ce este conferit prin lege. Deci el este for decizional. Păi am întrebat pe toți, că doar dacă spune unul Vasile, că o vorbi cu toți, eu atunci mă duc la fiecare să-l întreb. Da, fiecare trebuie anunțat. Și noi aici ne-am observat la poftă unui... Nu dau zis minte, eu am avut o problemă, cum se ducă la mine... Dar nu mă interesează, domnul Martin, eu am ședințe la ora 11 la partid și am răspuns clar și răspicat șefului meu din partid. Și-a spus că riști să fii dat afară. Dacă dumneata mai ales să mă dai pe mine afară, eu nu ies afară. Pentru că eu nu mă duc la partid. Prima dată trebuie să reprezint interesele comune și cu asta, basta. Domnul Brean, eu am o altă părere cu filmările astea care se fac acum. Cred că nu și-au rostul filmările continui, da? Ne certăm ca niște piețari aici. Dar nu ne certăm ca piețari. Este în regulă. Păi este foarte regulă. Nu am probleme din astea tot timpul și o spune lumea, uite... Ce fel de ședință facem? Eu acum vă dau un sfat. În toate comunele, secretarul comunei este obligat el, nu alți consilieri, pentru că apar probleme. E un sfat personal pe care îl dau. Este și obligația legală a secretarului să anunțe personal, nu prin alți consilieri. Aici, din păcate, trebuie să-i dau dreptate. Domnul Mititelu face multe gălăgie, e adevărat. Dar așa se procedează. Și vă spun sincer și noi, noi vom colabora cu dumneavoastră și vă mulțumesc. Dar asta nu înseamnă că putem... nici pe noi nu ne-ați anunțat. Deci eu am venit într-o situație penibilă, vă rog, încerc mii de scuze. Eu niciodată n-am întârziat la ședință. Ori am filmat, ori n-am filmat. Deci trebuie, asta trebuie, să știți, vor fi probleme mari și pot, să poate chiar anula ședința de astăzi, să știți. Dacă prefectul, mă scuzați, eu o părere personală, nu o spun cu răutate, vă spun ca un prieten al comunei. Sunt lucruri strict juridice care trebuie respectate indiferent de cine e în opoziție, cine e la putere. Deci, să, asta trebuie normalizat. Asta deci, clar. Domnul Gureanu, scuzați-mă, domnul Cică, eu nu fac scandal la primăria asta. Deci nu fac scandal la primăria asta atâta timp cât nu văd transparență și corectitudine. Eu vă cred. Atâta timp aici cât este transparență și corectitudine, vă dau cuvântul meu, vă dau cuvântul meu. Da. Toți aici de față, că nu da. Fac nimic. Acum n-aș știu că dumneavoastră ați întârziat. Dar nu, eu n-am întârziat. Ați filmat la ședința? Am venit la timp, nu, dar... Întrebarea mea este, ați filmat ședința de la început? Nu. Rugămintea mea și vă poate fi dorit să o filmăm de la început. Eu să nu difuzați nimic din această ședință. De nu ce? Este întreagă. Păi nu este întreagă. Nu, nu, nu. Ați înțeles greșit. Opțiunea
de a publica o ședință este a noastră a presei. Noi putem, sunt ședințe în care, într-adevăr, putem filma doar secvențe sau numai 5 minute, cum fac alți colegi de noi și pleacă. Da, dar e ședință în care se aproba bugetul. Asta era punctul foarte. Exact. Când a fost atunci la ultimul punct de ordine de față. Aveți dreptate că ar fi trebuit să fiu anunțat să fiu de la început. Că asta e politica noastră, a televiziunii noastre. Această procedură se numește datul la gioare, domnule. Datul la gioare. Nu știu, asta vă pentru că atâta timp cât eu nu știu cum, doamnă, eu am venit, am întocmit raportul pentru bugetul local și s-a votat. Domnule, știți ce înseamnă asta? Și mai spune cineva ca să nu mai, că nu, că m-a făcut toți drage. Să-mi spune cineva, păi nu, că nu s-a votat. Păi dragul mă, să votez ca hoțul, mă. Cum să votez, cum să votez așa ceva când nu sunt patru membri aici de față? Cum să votez așa ceva? E o comisie întreagă lipsă. O comisie întreagă lipsă. Cum să votez așa ceva? Și cum să votez domnul care nici n-a fost la ședință și nu știe despre ce vorba? Cum poți să faci așa ceva? Mi se pare inadmisibil ceea ce se întâmplă. Inadmisibil, vă spun. Mi se pare inadmisibil. Deci o mârlănie mai crasă, că asta nu mi se pare. Deci nu se poate vedea ca în primăria asta. Și, deci o comisie întreagă, doamnă, o comisie întreagă compusă din eu, dânsul și cel care lipsește. E o comisie, doamnă, nu e un consilier, e o comisie. O comisie întreagă care răspunde pentru ceea ce face. Nu, domnule, nu e corect. Deci nu este corect. Nu este corect, vă spun. Și dumneavoastră vă duceți acasă și o să spuneți că mâini poemnic te-a luat DNA-ul, că ai votat în locul meu. Ce mi-ați trecut acolo? Că n-am fost prezent. La ora 10. Dacă n-ai fost, cum să fii trecut la vot? Păi cum să fiu trecut la vot? N-am cum să fiu. Dar la nivel de număr de consilier, logic, puteai să fiți prezent toți. Dă un exemplu. Și dacă voi, până atâția, nu votați, tot trecea, zicem. Nu? Tot trecea. Tot trecea. Dar nu-i problemă. Noi așa mers cum au zis ei, că au vorbit cu dumneavoastră. Păi mă, nu, vă duc să-i zdea scris, dar nu înțeles, domnul Sfânt. Am respectul pentru dumneata, că e dumneavoastră vieții în Consiliul Local. Dar nu înțeles. Că este fraud, domnul. Eu v-am spus, nu pot. Dar, domnule, dar trebuie să răspund pentru lucrul ăsta. Una la mână. V-am zis, fiți foarte atent, doamnă, că mă redactat. Aici spune ora, data de 30 ședinții ordinare la ora 10 și jos, sub la notă, ședeți pe comisie de sfășoare data de 28. Deci președinții de ședință, președinții comisiilor, au dreptul să convoace ședința cu 5 zile, cu 4, cu 3, cu 2, cu zile. Iată ați fost ședința de mână materiale. Am fost până la ora 11:30. După am avut o problemă personală pe care trebuia să... Dar ce ora am primit domnul aici? La 10 fără 20 am fost în primărie. Și unde eram eu la 10? Domnul La 10 fără 20 ușa la dumneavoastră, cu cel mai mare respect care îl port pentru... Doamnă, dați-mi voi, da? Și dumneavoastră confirmați sau infirmați? Eu la ora 9:40 eram în primăria aceasta, singurul om care vin, după aia am vorbit cu colegii, într-adevăr, cu colegii care au vorbit, recunosc. La 10 fără 20, ca să revin să face rapoartele. Colegul a spus că vine la 10, că el are de la 11 program și ne-am prezentat. Da. Noi trei, în formula asta, cum ne vedeți, da? Da. Bun, noi ne-am, dumneavoastră, cu părere de rău, nu erați. La 10 fără 5 am plecat încă 7 oameni de la primăria Târgu Drojdu. Doamnă, poate ai făcut. La 10 fără 20 eu eram aici. Deci la ora 10 fără 5 am plecat de la primărie, le-am dus la domnul Pelin cu Ozi pentru o măsurare, pentru numere posesie. Dar deci este în atribuțiile serviciului meu. Nu pot să mă duc după ora 1. Da, doamnă, de acord. Să fiu aici. La eu la 10 fără 20 eram aici. Eu la 10 fără 5 am plecat de aici. Și vă rog, părintele, că 10 fără 5 am plecat de așa ceva. Vă rog frumos. Rezolvați cu părintele, că suntem cu toare, atâta timp aici. Eu stau în cioare pe nevoie. Vă spăgiți aici? Deci, părinte. Deci, dacă îmi permiteți, eu vreau să fac un apel la dumneavoastră și să nu mă mai lungiți pe o altă ședință, pentru că, așa cum v-am mai spus, o dată am vreau că vreau nu pe hor. Dacă s-a votat bugetul, părinte, aveți bugetul. Ce să mai... Deci eu nu știu ce vă mai supărați. Stați liniștit. Stați liniștit. Stați liniștit, părinte, alții lucrează pentru dumneavoastră. Serios, și-au luat, oamenii se iau că aici se ia decizii, aici e ca la noi, la nimeni, părinte. Stați liniștit, că nu-i problemă. Deci aici se ia decizii. Și dacă nu vrei să nu ai buget, tot îl ai, vă spun eu. Și vibrații se poate tocmi un buget. Și noaptea în somn.
Și accidente se întâmplă multe în Târgu Trotu și sun și se răspunde cineva la mișto. Sunt multe se întâmplă. Stați liniștit, bugetul e aprobat. Bugetul aprobat de cei 10-11 care au aprobat bugetul nu s-a făcut pe genunchi. Deci este aprobat în ședința de Consiliu de astăzi, da? Colegul meu a spus că este fraudă. Nu este nicio fraudă, nimic. Au fost prezenți 11, 10, 12, 14, cât au fost aici și... 10, majoritar. Au fost atâta. Majoritar, da? Eu am zis, fraudă, nu s-a respectat ora, doamnă. Nu s-a respectat invitația semnată de dumneavoastră și contrasemnată juridic de către secretarul comunii. Domnul Goga, asta este. Au fost ședințele pe comisie ieri și s-a spus că se înceapă mai repede cu jumătate. Nu s-a spus. Eu am plecat din Victoria fără să știu. Ai fost anunțat și n-ai vrut să fii. N-am fost anunțat. Astăzi ai fost anunțat. La 10 fără 20 nu m-am anunțat, dar nu este... Deci nu este Moise. Nu era 10-20, era 10, la 10 fără 20. La 10 fără 20. E. Deci la 10 fără 20 m-a sunat Moise, eram la Onești. Am alte probleme. Eu, invitația mea de ședință, spune că la ora 10 eu trebuie să fiu prezent la ședință. Da? E, uite, admit, s-a greșit, dar domnul s-a admis. Au fost și alte dăți lucrurile astea, adică nu ora. Niciodată nu s-a întâmplat. Păi credeți că noi săream? Putem sări o dată totuși, dacă nu e o regulă. Adică să fim oameni dacă e să fim oameni. Oameni, domnule, oameni trebuie să fim pe cuvântul meu. Deci trebuie să fim atât de oameni pe cuvânt. Când alții sunt câini cu noi, noi să fim oameni. Haideți că am încheiat punctul ăsta cu domnul. Domnul, nu mai ați nicio aia, la ora 10, la ora 10. Eu o să vorbesc cu părintele de la Cutățuva ce spune în privința asta, da? Da. Da, țineți cont de ce am zis că am trecut. Și o să mă uiți și pe devizul ăla care l-a să mi-ați vrea, da? Bine. Sănătate, mă. La revedere, părinte. Având în vedere... Doamna, te-ai cum arat 10 consilieri care au fost prezenți. Da. Dați-mi vă rog. Avădăli 1, Moise 2, Mica 3, Ababei Florin 4, Martin 5, Lenghel 6, Ungureanu 7, Alecu 8, Văcaru 9, Forcoș 10. Eu când a venit Forcoș era coborât, deci înseamnă că bugetul o să vădă. Da. M-am întâlnit când am venit eu. Eu la 10 fără 5 am venit. Ei s-au rugat. Haideți să fim calmi, să nu mai umblăm cu... Dumneavoastră au venit. Eu pe mine m-au sunat, da? Nu, nu mai dă, ci se revinși chiar cum întâmplă. Din datoria dumneavoastră trebuia să ne anunțați modificarea. Gelu a promis să vă sunați pe toți. Eu trebuie să vă sunați. Eu am spus de candidatul dumneavoastră la legile trecute. Am avut candidatul dumneavoastră la legile trecute. Am avut și problemă personală, trebuie să o rezolv, am întâlnit cu oamenii. Gata, doamnă, nu mă mai disculpați acum, să trecem la următorul. Trecem la următorul, cu știu asta pe asta. Având în vedere că nu are cu... Așa o să încep eu să vă spun proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Adis Bacău. V-am trecut în preambul toate adresele celor de la Adis, referatul de specialitate, raportul, expunerea de motive, toate prevederile legale în sensul ăsta. Se propune spre aprobare cotizația anuală la patrimoniul Adis în cuantum de 2500 de lei. Se propune mandatarea domnului Ababei Ionel în calitate de viceprimar al UAT Târgu Trotuș, având calitatea de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale în Adunarea Generală, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și după cum urmează. Pentru județul Bacău, taxa anuală este de 400.000 de lei. Pentru localitățile de rangul 1, 300.000 de lei. Pentru localitățile de rangul 2, respectiv municipiul Onești, 30.000 de lei. Pentru localitățile de rangul 3, 15.000 de lei. Pentru orașele Comănești, Buhu și Târgu Ocna, 10.000 de lei. Pentru orașul Slănic Moldova, 3.000 de lei. Pentru comunele cu o populație sub 3.000 de locuitori, 1.000 de lei. Pentru comunele cu o populație între 3.000 și 5.000 de locuitori, 2.000 de lei. Pentru comunele cu o populație între 5.000 și 10.000 de locuitori, 2.500 de lei. Pentru comunele cu o populație peste 10.000 de locuitori, 3.500 de lei. Localitățile din rangul 3, referite mai sus, sunt municipiul Moinești și orașul Dărmănești. Localitățile de rangul 3, cu referire mai sus, sunt municipiul Onești, Buhu și Târgu Ocna. În cazul în care, din motive obiective, primarul Unității Administrative Teritoriale nu poate participa la lucrările ADIS,
Acesta va fi înlocuit de domnul Avădănie Aurel, având funcția de viceprimar al UAT Târgu Troduș și calitatea de reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale în AGA al ADIS. Este împuternicit să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1. Plata sumei de la articolul 1 se va efectua în termen de 20 de zile de la data aprobării prezentului proiect de hotărâre. Cine să scrie la fel? Un pic. Domnule de Chiro? Da. Ai părere și mă? Aveți domnul. Deci, domnilor colegi, eu am studiat proiectul de hotărâre. M-am uitat. Comunei noastre îi revine un cuantum de cotizație de 2500 de lei, doamnă. Da. Vorbesc eu, da? Da. Nu sunt lămurit aici. Pentru orașul Slănic Moldova, care este un oraș cu populație de, nu știu, peste 10.000 galata, 3.000 de lei. De ce 3.000 de lei? Cum primarul de la Slănic Moldova își poate negocia... funcție de populație. Doamne. Își poate negocia să plătească 3.000 de lei și noi 2.500. Bun, dar nu asta este ideea. Ideea este următoarea. Atâta timp, domnul Ababi, că dumneavoastră sunteți reprezentant al ADIS, reprezentant al comunității Târgu Troduș în ADIS Bacău, eu personal, colegii mei poate să îi spună ce vor, eu personal, colegii mei consilieri, pot spune ce vor, da? Deci, dumneavoastră, vreau să le garantați că, ducându-vă la ședință acolo, militați pentru drepturile comunei și noi să nu plătim în van acești 2500 de lei. Să nu-i plătim degeaba 2500 de lei această cotizație și dumneavoastră să garantați că prețul la gunoi, la cutare, la cutare, va rămâne neschimbat, măcar un an de zile. Dacă se va mai adăuga ceva la preț, să fie o sumă modică. Dacă. Dar dumneavoastră, ca și reprezentant... Ținem legătură, dar am înțeles. Și vă cer, după o ședință dintre asta la ADIS, să veniți și să ne prestați și nouă consilierilor, ce ați discutat la ședința? Că să ne puneți, domnule, eu am fost acolo și mi s-a dat două savarini și un ecler. Și nu am discutat nimic. Următoarea ședință, deci vreau să ne puneți, să le transmiteți și nouă ce ați discutat acolo. Și dacă, într-adevăr, că să se vadă că dumneavoastră militați pentru această comună și țineți cu cetățenii. Mulțumesc. Da, să răspund la ce... Vă aduc aminte că la fiecare ședință care se discută la județ, în legătură cu ADIS-ul, a doua zi și trimit comunicat ceea ce s-a discutat în fiecare ședință. Și din cifrele și datele care se dau pe comunicatele astea, din când în când mai le spun. Adevărul că nu sunt toate de luat în considerare, dar ceea ce e strict legat de preț și eu știu de ce alte containere și nu știu ce, deci astea au mai fost comunicate fără discuție. Probabil că trebuie accentuat pe tema asta, că într-adevăr trebuie să intrăm și noi cu toată lumea să fim. Cu toată Uniunea Europeană și tot ce trebuie. Încet intrăm și noi pe Făgaș, că n-avem ce face. Ne mai eschivăm, noi mai nu știu ce, dar tot acolo ajungem. Că este obligatorie treaba. Mai cu seamă și repet, mai cu seamă că din 2009 noi nu mai avem dreptul să depozităm gunoi. Trebuiau rampele închise, 15 iulie 2009. Așa că... Asta trebuia să-i explica lui domnul Vacaru. Degeaba săracul s-a ambalat aici și nu a primit un răspuns pe zicur. Ba da, domnul Vacaru este informat că a luat direct legătura cu domnul Setu. A fost și a vorbit cu dânsul. Da? Zice de Vacaru. Vacaru e reprezentat. Emil, da. Deci el știe. Care știe și din reducerea aia cu contaia de la o tonă la jumătate de tonă, în sfârșit. Deci, dar e faza din început. La început totul este greu, ce se mai întâmplă. Mai trebuie adăugat pentru domnul Titeru, ca să știi, pentru orice ședință de ADIS, înainte de așa, are un convocator și trimite și ordinea de zi. Așa că putem să ne pregătim dinainte. Da, o să fiți mai bine informați. Deci, de-abia acum să pun bazele... Ei trebuie convocator și da, dar credeți pentru mine ca să știu. Eu știu. Nu trebuie să spuneți. Eu știu. Eu v-am spus. Eu știu că dumneavoastră la orice ședință când vă duceți, ca să știți. Poate nu știu alții. Îi se pare domnul amuzant. Că omul vine la ședință să facem prezență, așa.
în caz că nu știu alții colegi care s-au mus pe mari profesioniști, așa, din ghilimerii, trebuie să știu că la orice ședință te duci, trebuie să vii să prezinți un raport în Consiliu. Da? E adevărat sau nu? Dom'le, e adevărat? Când vii de acolo, da, dom'le, când vii de acolo cu raport, trebuie să prezinți în Consiliu la următoarea ședință. Da. Ca să fim, să fim bine înțeleși. Trebuie să informeze pe multă spune. Corect. Să supunem la vot. Mai sunt ceva discuții pe tema asta cu 2500 de lei? Păi, nu cred. Nu? Haide să supunem. Ceva doar ce pot să sublinez aici. Problema asta e, doamna Babi, este mai veche. Cu cei de la adică s-au mai discutat. Dacă tot pe timp cotizați așa, să ne asigure și nouă acele tomberoane. Cât mai da, 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 referitor la asta, da, mai suntem 6 comuni care încă n-am primit, da, tomberoane. Știu că sunt comuni. Da, da. O să iau legătura. Cine vrea, chiar așa, cine vrea să ia legătura cu Adisul, care are reprezentant la, la Onești, am numărul de telefon al lui doamna Munteanu. Și puteți lua legătura direct cu, cu dânsa să vă... Poate e normal, e să știi mai, mai, mai multe, mult mai multe decât omul. E și domnul Cristea care are un... Da. Au zis că trebuie făcut așa, că e cu alte nu mi-a trimit containere. Eu am fost acolo și... Dacă nu mai sunt alte... Da, dar referitor, am zis un suite. La cheltuie mare când am dat număr de persoane. Cu când le-am dat, aia banii dă. Să știți? Când noi n-avem niciun interes să după face nu știu ce număr de persoane. Da, nu mai avem reală, frate. Deci, momentan, momentan suntem cu listele pe toate trei, cele trei sate. Da. Deci pentru a tocmi listele. Dar să fie cât și mai cu, concret, că asta e plecat în Italia de 5 luni de zile, nu mai vine decât peste vreo 2 ani de zile. Deci ăla nu, nu trebuie, trebuie trecut într-o altă rubrică. Deci fiecare să-și specifice dacă nu are copilul acasă. E plecat, că la altfel e rămâne și acasă. Eu l-am la facultate și mi l-am trecut. Eu am și dat listă. Îl am trecut. Care, pe ce crezi că morbidii, 4-5 de lei, ce crezi că e mari? Da, haide să spunem la vot acel proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc frumos. Doamna secretară, treci la punctul numărul. Nu, fiindcă tot s-a intrat, s-a ieșit, aș vrea să mai trec o dată la punctul ăsta, cine totuși e prezent acum. Proiecte hotărâre pentru aprobarea regulamentului de instruire, de instituire și administrare a taxei speciale de salubritate la nivelul Comunei Târgu Troduș. Având în vedere referatul, rapoartele, expunerea de motive, articole legale, se propune spre aprobare regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubritate la nivelul Comunei Târgu Troduș, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. L-ați avut toată lumea, dacă sunt de făcut să scoatem, să introducem, le facem și după, doamne, după care citit, facem. La... Vom lua cuvântul. Și fiecare își va spune punctul de vedere. Deci, eu mă spun la cuvânt, da? Da. Atât? Atât, că dacă... Sau, mai e cineva? Bă. Deci, am citit cu atenție regulamentul ăsta, pentru taxa asta. La ședința pe comisii am avut o discuție preliminară cu doamna contabil și doamna a spus ca să facem 4 lei. Eu nu sunt de acord nici cu un cent să mărim această contribuție sau această taxă care este de 3,76 lei. Cât să mai acoperim, nu mă interesează. Asta este prețul, ăsta îl plătim. Bun. Deci, acest regulament citindu-l, eu sunt de acord cu, cu unele subpuncte. Însă, nu știu cum l-ați făcut dumneavoastră, că dumneavoastră, deci noi, băieții care au fost la ședință, deci în speță agenții economici, care reprezintă niște SRL-uri sau societăți comerciale, trebuie să fim foarte clari. Pentru că aici, la capitolul 2,
Dacă dumneavoastră vă uitați bine, spune aici, la stabilirea impunerii taxei de salubrizare, da? Da. Și spune aici, vă citesc, articolul numărul 5. Utilizatorii ai serviciului de salubrizare sunt persoanele fizice pentru deșeurile generate la clădirea de domiciliu sau altă clădire, atunci când aceasta este diferită de cea la adresa de domiciliu. Da. Ei, următorul subpunct spune așa, persoanele fizice autorizate. Persoanele fizice, doamne, autorizate, dacă dumneavoastră ați trecut și poate ați vrut să faceți vreo șmecherie cu agenți, ăsta tot agent economic este și spune așa. Persoanele fizice autorizate se desfășoară activități economice privind prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 44 din 2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, da, cu modificări și completări ulterioare. Am în caz că nu știți, acestea poate și-au schimbat între timp din AF în II, în întreprindere familială, deci ei trebuie să plătească la persoane juridice. Am înțeles. Dar nu, deci normal, noi nu putem să încasăm pe ăștia la persoane juridice. Deci eu sunt de acord cu acest proiect, îl voi vota favorabil cu mențiunea că acest proiect nu lesează și nu afectează agenții economici, nu îi îngroapă, pentru că așa cum a spus omul, deci de ce să nu plătim pâinea 70, un exemplu, 90 de bani și să plătim 1,20 lei, pentru că el este obligat, când dialogul noi, omul trebuie să-și mărească ceva, să suporte și cheltuielile, că nu, cum a zis domnul Văcaru, că e 1200, că e mai mult, e vreo 1600-1700 pe an. Eu știu exact, la 110 lei plus TVA, vine 132 de lei. Ori 12 luni, vă calculez, vine 150-160 de lei, 1600 de lei pe an. Deci noi, la acest punct, votându-l să rămână această taxă, cu specificația dumneavoastră scrisă acolo, nu cumva, deci doamnă, vă rog, deci nu cumva să afecteze agenții economici. Pentru că i-ați văzut cât de revoltați sunt. Da? I-ați văzut. Și vine și dumneavoastră o să spuneți că nu puteți pleca la 4 jumate acasă, că v-a dat, nu știu cine, își pierde cu pătru și v-a dat cu ceva în cap. Mie, dumneavoastră, celorlalți. Asta este. Mulțumesc. Am scris. Mai dorești cineva să... Deci eu am zis... Deci sunt de acord cu cotizația deci la ADIS. Deci ADIS-ul deci este format, după cum bine știm, din toate consiliile locale, deci... Aici la regulament, din câte știu, și cei de la ADIS încă lucrează la așa ceva. Și acest regulament, deci noi îl aprobăm acum, și nu zic că 3 lei și 76 de bani ar fi nul. Dar problema este, nu știu dacă domnul Seto Bogdan, care e domnul director economic, dacă a luat în calcul și alte probleme. Nu vreau să se creadă că sunt un comunist înrăit sau nu știu ce, dar totuși s-a luat în calcul și posibilitatea celor care cu familii mai numeroase cum o să plătească. Că, de exemplu, una e să fie familie de 3-5 persoane, da? Că ajunge până la, deci la 5 persoane ajunge la 20 de lei, da? Dar unde sunt 9 sau 10, acolo cât să ajunge? Păi n-ați luat la ședința aia, nu ați? Și am întrebat pe domnul Deanu și a zis că tot din persoană plătește. Păi de persoană, dar nu mi se pare totuși corect. De exemplu, dacă merg la piață, da? Și cumpăr mai multă marfă, pot negocia și mai lasă din preț. Aici, dacă sunt mai multe persoane, de ce nu se poate și aici lăsa la preț? Eu am ridicat problema și ăsta și asta e regulamentul. Primăria trebuie să... Deci aici noi acum aprobăm un regulament. Deci sunt scutiți de la plata asta. Noi, ăștia veterani de război, nevestele celor care au fost veterani de război, și aia cu legea aia. Copiii cu familiile defavorizate. Prin hotărârea Consiliului Local. De exemplu, se putea merge foarte bine. O hotărâre de Consiliu. De exemplu, se putea foarte bine merge. Deci până la 5 persoane să se plătească quantumul ăsta, iar la 5 persoane se reducă la jumătate pentru fiecare persoană în continuare. La următoarea ședință se pune prin problema. De exemplu, când te duci, poți iei, deci iei o cantitate așa, iar cealaltă ți-o dă cu reducere, da? Deci la noi deci nu s-ar putea face ca ceilalți membri al familiei să plătească la jumătate. Deci dacă e 4 lei, da? Celălaltul, următorul, al 6-lea, al 7-lea, al 6-lea, se plătească câte 2 lei. Și mi s-ar părea să fie mai
umană chestia, nu? Domnul Florin. Deci nu că ar fi chestie comunistă, dar ar trebui deci să fim și în favoarea celor care au copii mai mulți. Domnule Tetel, eu am ridicat problema asta, trebuie impus când la următoarea ședință să se deci putem face și propunerea noastră, dar ei pe ransamblu ne taxează tot atât. Deci știu pe ransamblu, dar vedeți că aici e lacuna lor, că cei de la Bacu fac regulile cum vor ei. Știu destul de bine cum face domnul Setu Bogdan și cum fac ei, cum împart banii și ce fac. Și de ce trebuie totul la grămadă plătit? Eu am fost foarte bine și la ședința când au fost cu Adisul în 2014, când era domnul Miron. Și i-au sărit la gât că, nu, domnule, că faci cum vrem noi. E, până la urmă, domnul Miron, primar de la Comănești, n-a făcut cum au zis ei. A făcut cum a vrut dumnealui până la urmă. Deci noi chiar nu avem niciun cuvânt de spus, deci luăm de bună numai ceea ce zic ei, deci că doar e în fază de regulament, da? Și la ei. Deci regulamentul ăsta a fost format de ei, da? Dar se poate aduce îmbunătățiri la regulament, nu? Domnul Titelu, trebuie să ne sfătuim și cu Curtea de Conturi. Că vor să vină în controle și atunci pun pe ce calculele. Păi de ce vreau să stăți? Dacă e număr de persoane mari, e numai de persoane, nu știu ce e la Curtea de Conturi. Că vii avem și ți-a pare și trebuie să-i dai. Unde îți pune legea că ai voie să faci scutiri, pui pe lege. Nu scutiri. Dacă nu, da, da, aici e față de regulament acum. Deci unde se poate? La Adis. Și deci Adisul putea să-și stabilizeze foarte pe blană. În rog, nu? Atunci n-avea treabă Curtea de Conturi. Da, da, putea să pună un subpunct acolo, care intra de putea pune un subpunct. Deci la familiile ei, 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 puteau pune. Dar chestia asta, dacă ei s-o pune... Dar domnul Bogdan nu este un uman. Dacă noi îl chemăm pe domnul Sieto să-i spune cum nu ne înțelege, să-l pune. Nu ne putem înțelege. Noi interesează din cauza că ne interesează să iei bani. Păi da, îl chemăm cu voasa ta din cât plătim autorizat, cât plătim taxa? Nu știu ce fără. Te-ai băgat sumoasă, nu știu la ședință, te-ai băgat sumoasă, nu știu la ședință. Păi dar ei au făcut preț bunic și așa. Ce vor cu ei? Dar eu în frunte să mă gerânchez cu cineva. Păi mor cu el decât, nu am înțeles. Hai să fii serios. Îți mai e o problemă. Cum adică? Ce? Am să văd, dar cum adică ăla e mai șmecher primarul la Comănești și nu? Domnul Ivan, nu de la fiecare poartă? Gunoiul? Da. Nu? Da. Dar sunt la noi la hărță, de ce nu se duc? De plură, la Stoprimă, la Vale, acolo n-au fost niciodată. Pe ulița aia, partea stângă, cum se duc, acolo se duc. Da, da. Nu știu zău dacă poate intra mașina, dar noi într-o zi, noi într-o zi din primărie, unul din ei o să-mi soțim mașină. Ei trebuie bătut eventual, făcut o cuvere mai ardeală, păi să ducă gunoiul ei la geală, măcar să fie anunțat omul. Dar până la acolo și acolo vine, nu? Și aici pe la Porsuc. E bine și acolo, dar ăsta nu știu ce să facă, nu știu. Nu știu cum să... Problema și ăla... Eu luam o cuvere mai mare că sus și aducă ei cu zonă geală, măcar, nu? Doi, care și domnul. La Vișoara, într-o câte sată informat din foarte multe străzi așa decente, știți că nu intre de obicei pe uliți cu mașina. Eu am fost informat de oameni, să zicem la Costin sau la fel, nu se bagă, ia la Verjan, cum așa l-am spus, că n-are un motivat, n-are un întoarce, stă la capul și cu asta bază. Vă spun până acum, nu s-au vorbit. Pe bilet, așa cum spune domnul Amat, îți trebuie însoțit odată. Vă sunt însoțit, dar nu mai știu. Deocamdată, de fapt, s-au cam plimbat în stat momentan, dar... Și v-a spus este fără de ce mai bine să-i stățim în fiecare nimic. Sat, în acele de-am de ce probleme voastră. Deci, domnul Arabi, domnul Abădăneț, să fie foarte clar. Deci să fie foarte clar. În momentul în care începem să votăm acest punct, vă rog frumos, doamna secretar, să specificați acolo, să nu să afecteze agenții economici, da? Votăm acest punct, v-am spus de la început, nu mai puțin, v-am spus de la început, când am început, deci de a începe votul, deci eu sunt de acord, dar să nu afecteze agenții economici. Deci cu ăștia, cu agenții economici, trebuie chemați așa cum facem o ședință extraordinară, îi chemăm, discutăm cu oameni și le spunem, nu putem să le punem să impovărăm, pentru că ei sunt cei care ne aduc bani la buget. Clar. Doamnă, ca să facem, ca să rezolvăm și pentru ei, că dacă o semna contracte, trebuie făcut o ședință extraordinară. Că nu-i baia asta. Și mai punem câteva subpuncte. Că o să fie luna viitoare și nu la început, până jumătatea lunii și dată. Doamna secretar, și mai soarele fizice, unii sunt copii mulți în familie.
Deci asta îl chemăm. Să chemăm pe, chemăm pe domnul Bogdan să ducă la ședința extraordinară. Chemăm și ca să discutăm cu domnul Florin. Avem un contact de nivel la școală. Vreau să ce facem cu el? Le ținem de atâția ani acolo, nefolosite, ce cu el? Nu te facem cu el. La liceu. Noi le oții și stau degeaba acolo, îi trebuie disciplinabil, soară. Nu dracu, dar acum te-ai gândit că la finalul mandatului te-ai gândit și următoare ca să stai să-ți iei din contare legeță, au prins burieni acolo și acum te-ai gândit. Bă, să mai gândești și după ce doare. Ei, mare potarnă ești, pe cuvântul meu, deci nu poți să-ți inunezi capre. Cu dracu ăsta, dar de ce nu le-ai lăsat acolo să-i faci într-aia cu licari portoare? Dă-i în soare, mamilor. Aș vrea tare mandatul viitor să văd viitorul primar care va fi, dacă e șur. Aș pune acum nu că la șmecheria Franco Mini, iar eu stau așa degeaba. Dar dacă nu sunt candidat, eu candidat de nimeni. Nu mai am slava că unde tine eu mi-am asumat intenția de vot, eu voi candida la primărie. Dacă voi fi primar, eu vă demonstrez într-un an de zile comuna asta. Niciodată. Deci comuna asta într-un an de zile, deci să arăt eu cum se face o comună într-un an de zile. Îți spun eu. Haideți să trecem la voi. Și domnul Martin, domnul Martin, eu nu mă duc la ședinții să mă bag pe sub masă cu capul, pe sub masă, cum făceau alții. Ca să nu dăm nominal, da? Cum făceau și... Ei, iată care-i, dacă tu nu stai în banca ta acolo, păi eu mor cu ăla de gât. Nu te supăra. Atâta timp cât ești om, ești corect, nimeni nu poate să-i pune ceva. Să-ți dea Dumnezeu, mă rog, să fie. Mulțumesc frumos, domnule. Aprobăm regulamentul de instituire. Am scris ceea ce... modificări, cu ce s-a spus acolo. Regulamentul de administrare a taxei de salubritate pentru persoanele fizice. Da. Așa. Cine este pentru? Deci se pune la vot cu amendamentul lui domnul. Deci toată lumea... Și suntem 10 și nimic aproape. Și ultimul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafața de teren pe care SC Crab S.A. le are în administrare pe raza comunei Târgu Trotuș ca zonă de protecție sanitară. Se propune spre aprobare acordarea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafețele de teren pe care SC Crab le are în administrare pe raza comunei Târgu Trotuș și sunt folosite în zona de protecție sanitară, după cum urmează. Incintă rezervor, cameră rupere presiune, 600 de metri pătrați. Incintă cămin de golire și aerisire conductă, 169 de metri pătrați. Eu am scos din lege exact... ce îmi spune legea, codul fiscal, nou cod fiscal de anul ăsta. Cine sunt scutiți de la plata impozitului și a taxelor de teren? Terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologia, cele care contribuie la exploatarea surselor de apă, cele folosite ca zonă de protecție definite de lege. Noi le-am citit. Așa. Deci, eu... Vorbesc și voi, deci mi-au știut. Da. Dacă îmi permiteți, am ceva. Vreau să mă scriu la fapt, da? Da, da. Bun. Referitor la acest proiect, am citit. Și dumneavoastră spune acolo, deci, ce, cine și ce sunt scutite de la plata impozitului. De la plata impozitului. Deci, sunt scutite de la plata impozitului terenurile folosite pentru activități de apărare împotriva inundațiilor. Avem noi terenuri în această comună, știți cumva? Cele folosite. Doamne, eu l-am citit. Doamne, eu l-am citit, da. Eu nu sunt împotrivă, vă spun la începutul acestui ultimului proiect. Da. Nu sunt, însă vreau cu domnii de față, cu toți colegii aici de față, nu să vină la noi, cum spunea un coleg mai devreme, că se duce primarul de la nu știu ce, ca să nu dăm nume, la ședințe și știe să se impună. Da, să ne impunem odată și noi aici pentru acest proiect care îl cere. Într-adevăr, trebuie să-l dăm. Dar e o suprafață destul de mare. Dar nu să vină cei de la CRAB să-mi spună, domnule, conducta trecând pe raza comunității, pe raza noastră a comunei, putem să ne impunem și noi. Atâta timp cât trece comuna pe raza comunei, pe raza localității noastre, se pot întâmpla diverse. Avarii, o grămadă de minuni. Îl afectează pe un cetățean dacă trece prin fața porții lui. Îl afectează, da? Dacă se sparge acea conductă. Ei, trebuie să ne impunem și noi în fața CRAB-ului și să spunem, domnule, să spunem clar, domnul meu, deci nu mai veniți cu o grămadă de chestii, că mă dai afară de la CRAB, că dacă nu îți încasez, că sunt obligat. Nu. Apa.
am angajat un om, da, asta va fi acum la diverse. Am angajat un om, încasează, deci așa am stabilit Consiliul Local. Consiliul Local este for decizional în comuna respectivă. Dar atâta timp cât îi dăm cu titlul gratuit, trebuie să beneficiem și noi de ceva facilități. Atât. Mulțumesc. Mai dorește cineva să spui la cuvânt? Da, astea se stabilesc prin protocol întotdeauna când o conduct trece prin localitate, cum am făcut acum cu saliductul. Deci am obligat să ne bage și apă potabilă. Și eventual vroiam să ne băgăm și penalizare. Dar și? Nu. Multă lume de la Tuta nu a vrut să branșeze la asta când am început operațiunea. Și am spus, decât să pierdem totul, mai degrabă să obținem ceva. Și păi, am băgat conducta de apă potabilă. Păi bun, și s-au branșat toți la conducta de apă potabilă? Da. La potabil, da. La Tuta? Da. Deci nu, eu am informații că nu s-au branșat toți, nu i-au branșat pe toți. Numai ce... A, e un sector unde încă nu s-a mai lucrat. Nu, eu vorbesc acum, da? Tu vorbești la unul. Te rog frumos. Nu s-a mai băgat la urmă pentru că n-au mai lucrat, nu le-a mai dat voi gazul metan, că le trebuia un aviz de la ei. Și până l-au obținut, nu știu acum, nu au început lucrul deja. Vreau că după 11 n-au, nu l-au început. Și urmează să se îmbranjeze și ceva. Deci atât am vrut să zic. Deci domnule, eu vorbesc la urmă. Deci prin protocol se fac toate, da? Nu poți să mi-i... Deci nu, să nu-i lași să treacă, chiar așa ne frâncuiți. Da. Îmi permiteți? Domnul da. Papi, deci, încerc să vă întreb și eu ceva. Că sunt niște oameni, trebuie întrebați așa, păi dacă nu ești în temă, nu vorbi omule. O zis că aducând saliductul, trecând prin IPSA, o dat nasul o mașină. Auzi ce vorbesc, doamne. Eu am venit niciodată că mi-a văzut. Mașina are un valoare de ori de la cântărea. Dar domnul Mihai se interpretează, nu i-a dat pentru că domnul dacă nu... Dar nu mai fi interpretat. Domnul Mihai, da, dar adevăr și eu am auzit. Dar dacă nu a venit să se consulte domnul Ababi cu noi în Consiliu. Ați avut vreo ședință? Domnul Ababi a luat decizia de capul domnului. Nu, protocolul a fost citit în la ședință. Și păi, la ședință, da. Domnul director. Păi, domnul Ababi, bun, dacă a fost protocolul trecut la ședință, uitați așa ce spune protocolul acesta. Deci eu vă spun, uitați ce scrie acest protocol, eu am fost după site. Hai că lasă site-ul tău. Deci domnule, dați-i voi, da? Deci acest protocol spune așa. Deci, protocol încheiat astăzi, între 28-10, între Comuna Târgu Troduș cu sediul Târgu Troduș, județul Bacor și reprezentant legal, viceprimar Ababi Ionel. Exact. Da? Deci protocolul a fost încheiat între... Ai mai explicat, citești, da? Și timp complex se savorzești cu sediul în strada industrială numărul 3 Ionești, reprezentat legal cu domnul Comandu Mitru și SCDMCA GSRL Cașin cu sediul în Comuna Cașin, județul Bacău, reprezentant legal prin administrator Dohotaru Ghiță în calitate de executant. Pe de altă parte. Și spune așa protocolul. Am încheiat prezentul protocol de execuție a lucrărilor de ACT referitoare la saliductul care traversează satul Tuta, Comuna Târgu Troduș, județul Bacău, cu amendamentele. În același timp, cu execuția saliductului, se va înlocui și conducta metalică de apă potabilă cu o conductă din polietilenă de FI 110, ce deservește cetățenii de pe traseul din punctul Cazanțuică până la Biserica Catolică. Spune așa? Da. Deci eu, domnule, nu vă mint. Bine. S-a făcut. Urmă, s-a făcut, da? Numai puțin. Și după aia mai spune, ca să știți și dumneavoastră. Da. În zonele unde pe același traseu cu saliductul se întâlnește linia de canalizare, se vor monta puncte de racordare pentru consumatori. Pentru a nu se mai realiza încă o săpătură pentru aceste lucrări, până la ieșirea din satul Tuta spre Onești. S-a făcut așa ceva? Nu. Și al treilea subpunct care spune, deci foarte important, domnule, foarte important. Dirigintele de șantier al lucrării va ține legătura în permanență cu reprezentanții UAT Târgu Troduș. Domnule Ababi, unde este acest diriginte de șantier? Că eu nu-l cunosc, nu l-am văzut în viața mea. Și dacă ne puteți spune ceva despre el. Acest diriginte de șantier este o ținut legătura domnul Fodor cu domnul viceprimar. Când a fost domnul viceprimar s-a întâlnit. Legăturile cu canalizarea nu s-au putut face pentru, datorită faptului că am întâmpinat greutăți din partea oamenilor. V-am spus că nu vor să le la pur și simplu la legătura. Deci dacă fac concret, cu cine am discutat, cine a ținut legătura cu ei, este domnul Ureanu Ștefan care face... Și am spus, decât să pierdem pe aia, mai facem și orițașul pe apă potabilă și deci, decât să pierdem.
Și București încercăm să deci, ca să nu pierdem oportunitatea asta, o să înlocuim conducta de apă de calitate. Deocamdată lucrurile l-au întrebut. Deci, domnilor, cu tot respectul cuvenit, râd ironic, pentru că nu pot să-mi imaginez ca cineva din această comună, în secolul 21, să spună că nu vrea să racordezi la conducta nu de... Nu are nicio treabă, dar atâta, domnul, dar stai numai puțin, dă voi. Tragi conducta, deci te racordezi, faci un cămin și îl tragi la el la poartă. Dacă vrea să se racordeze, bine, dacă nu, nu. Înseamnă că tu râzi de poporul tău. Dar nu râzi poporul meu, de ce să râzi poporul meu? De popor așa spun. N-am mai fost nici din cursă, deci ne-am gândit. Domnule, a spus oamenii din Tuta că nu se pot... Pentru că probabil au înțeles, dați-mi voi, probabil au înțeles om că e o sumă exorbitant de mare, că îl costă toată minunea asta. Nu i-a spus, dar spus de nicio sumă, nimică. A spus că nu vor să racorteze la realizare. Ce vrea altceva? Bun, și dar nu trebuia făcut, de exemplu, eu zic așa, adică eu, e părerea mea, nu trebuia făcută o adunare și întrebat cetățenii? S-o cam dus timpul adunărilor. Păi nu, adică da, într-o duminică, că bine, s-o dus timpul adunărilor pentru noastră, că... Nu înțelegem nimic dintr-o discuție de acolo, așa. Păi nu, dar dacă eu zic să stabilez niște coordonate. Păi da, dar nu trebuie convocată și întrebată și comunitatea din care facem parte. Dom'le, ești de acord, asta nu. Că păi acum... nu i-am întrebat exact pe traseul pe care am fost. Și i-au spus în proporții din 99% că nu pot. Deci, nu, poate 1% vrea, dar pentru 1% nu pot să încep lucrarea. Bun. Domnul Ababi, de acord, eu nu, gata, eu sincer, deci eu nu vă mai impun nimic. Acum vin și vă întreb. Păi ori ești de acord, ori mă întreb. Nu de acord cu dumneavoastră, dacă a spus că. Hai spune. Ce rol își avea atunci acea canalizare, domnule? Ce rol își mai avea acea canalizare? Să îngropăm un vagon de bani, când cu banii respectivi puteam să asfaltăm drumurile din Tuta. Da, dar le contra guvernamental specific pentru așa ceva. Nu bun. E că faci o șosetă. Da, de acord. De acord și cu tine. Dar, deci acea canalizare din Tutari, 8 ani, domnul Mihai. 8 ani. Deci 8 ani, numărăm de 8 ani. Și nu s-a acordat nimeni, nu s-a branșat. Mai puțin domnul Ababi care are cunoștință cineva care s-a branșat. Nu ne-a luat. Da, trebuia să dăm banii înapoi. Nu trebuia să dăm banii înapoi, dar... Eu vreau să vă spun în ultima noutate. Ia spuneți-ne ultima noutate. Ultima noutate. Pe măsura 3-3-2, lucrările începute pe canalizare și pe apă potabilă vor continua. Începute, ele începute. Vor continua, deci se desfășoară până la final. Dar trebuie să acces la 3-3-2. Care înseamnă canalizare și apă potabilă. Continuarea ceea ce nu s-a terminat. Noi avem până acum realizat 35% din lucrare. Totuși, ce putem face cu drumul național aici? Că dacă zice să ne dărmânești de un ierț pe drumul național, facem ceva, poate putem face cu drumul național. Și atunci ai prinde și partea asta, ai prinde și o parte de drumul de șosea și ar fi ceva e bun pentru comună. Trebuie că nu-mi dă voie... Dar totuși dărmânești până făcut. Aici e variantă. Păi da, comune, să luăm legătura, că ultimea s-a putut, domnule, la Dărmănești, s-a blocat o bandă și s-a făcut la Dărmănești. S-a făcut la Dărmănești, lângă drumul național, s-a făcut rețea de canalizare. De ce s-a făcut la noi? Pe ce criterii s-a ținut? Pentru că în altă parte, de exemplu, la domnul Mihai, la în altă parte, sunt familii tineri care vor să branșeze și în altă parte care sunt oameni amărâți, ăia, în mod cert nu se vor branșa. În mod cert nu se vor branșa. La Dărmănești nu este pe drumul național. Este lângă drumul național. Lângă drumul național, da. La jumătate de metru. Auziți, dar stai să așa nu mă vreau. Vă gândeți o trebuie la diverse. Nu mai să repede de punctul ăsta. Bine, poate haide să votăm că poate. Hai să vă punem la vot taxa, scutare de taxa. Cine iese pe aia? Deci, doamnă, deci supunem la vot, dar cu oameni... Cine este? Oameni, doamne. Cine este pe aia? Toți. Toți? 10. Bun. Mă trebuie numai. Da, acum trece la diverse și noi... La diverse, da? Stai mă, nu știu nimic, nu mai răbdare. Dar eu nu știu nimic la diverse. Nu mai e, mă răspuns la diverse. Nu sunt sub orice critică. Deci chiar sunt interesat de multe probleme. Din multe. Știu de ce interesat. Nu, e, mă rog, fiecare, dar ce nu mai citim. Deci stai cu mine, ce se vezi. Mulțumesc. Potabil, mă rog. Consiliul Local Târgu Trotuș. Subsemnatul Dinu Viorel, domiciliat în comuna Târgu Trotuș, județul Bacău, prin prezenta, vă rog să-mi aprobați concesionarea unei suprafețe de 3.000 de metri pătrați din terenul aflat în proprietatea Consiliului Local Târgu Trotuș, teren situat în punctul Rogoazei, HB 1038.
Menționez că solicit concesionarea acestui teren în vederea construirii unei magazii de cereale. Menționez că intenționez că vreau să mai cumpăr o suprafață de teren în imediata apropiere. Bună ziua, stimate domnule primar! Suntem posturile de televiziune Prima TV Iași și Tele Moldova Plus. Dorim să vă rugăm să acceptați o întâlnire cu domnul Petru Frăsila, director general al grupului nostru de presă, sau cu directorul de marketing, în vederea stabilirii unui posibil parteneriat pentru anul acesta. De asemenea, vă comunicăm că avem o nouă emisiune în fiecare zi la ora 18, dedicată primarilor, în care se prezintă problemele întâmpinate, proiectele finalizate, prezente sau viitoare ale comunei și dorim pe această cale să vă invităm în cadrul emisiunii. Am fi deosebit de onorați dacă veți accepta invitația noastră. În speranța unei bune colaborări, Nicoleta Giurcanu. Prima TV Iași și Tele Moldova Plus. Regionale, da. Subsemnatul Chiticaru Constantin, domiciliat în sat Vișoara, comuna Târgu Trotu, județul Bacău, în calitate de nepot al defunctului Cuibar Maria, decedată în 8.1.2016, cu respect vă solicit un ajutor de înmormântare, de care am nevoie, nu am niciun venit și a fost înregistrată la ajutor social pe legea 416 în cadrul primăriei. Menționez că cheltuielile de înmormântare le-am făcut eu de la prevederi sociale, iar cei de la prevederi ne-au îndrumat către dumneavoastră. Anexez chitanțele. În spate am certificatul de deces și toate bonurile pe care domnul le-a făcut. Dar ce ceri? În cuantum de ce? Nu. Vrea niște bani. Un ajutor de, da, pentru înmormântare. Chiticaru Constantin, nepot al Cuibar Maria. Aia care a murit sus acolo. Da, da, da. O să o punem la într-o ședință. Nu? Adică să o punem într-o ședință ca să... Na, eu zic că trebuie ajutat. Trebuie un fond. Hai să vedem, băi, Liviu. Nepotul ăsta nu a putere îmbătrâna. Cine l-a luat? Păi, atunci cum? Adică așa a ținut și la mine nepotul, nu? Și vrea să-i chinez, dar pământul nu... Hai să mergem mai departe. Către Consiliul Local Târgu Trotuș. Având în vedere greutățile ce se întâmpină la încasarea apei potabile din sat Tuta, vă solicităm înființarea unui post de casier, de încasator al apei potabile, deoarece sunt greutăți foarte mari, în special... Vara. În cer... În timpul verii. Da, așa. Și... oamenii sunt greu de găsit că sunt plecați la muncă. Pentru a duce la îndeplinirea acest demers, ne-am consultat cu cetățenii din sat, după cum urmează. Ungurean Ștefan, Ungurean Petru, Coșa Petrică, Lenghem Sorin. În speranța că solicitarea noastră a fost așa, vă mulțumim. Păi asta o scoatem și o să discutăm, că aceste subpunctele v-am discutat la... Dați citire celorlalți. Păi acum vorbim, urmează ca să discutăm. Către Consiliul Local. Subsemnata Grozavu Elena, domiciliată în Târgu Trotu, stat Vișoara, CNP, așa, vă rog să aprobați închirierea a 10 hectare de pășune. Atașez adeverința de la medicul veterinar cu animalele pe care le dețin. 10 hectare? Dar unde e asta? La Slănic sau Vișoara? Grozavu Elena... Da, îmi dorește 10 hectare de pășuni. Și ce nepe oare, doamne? În 93, născut. Păi o fetiță din 93. Da. O fetiță din 22 de ani închiriază 10 hectare, dar mai avem acele hectare de pășuni. Da, da, are, nu știu, există o adeverință în care două capete faci de lapte. Deci numai puțin, că doamnă, stați, doamnă, numai puțin. 10 hectare. Da, doamnă, stați, câte capete de animale are? Așa, două capete vaci de lapte, așa. 3 capete viței, da. 6 litri, 20 de litri. Așa. 10 capete oi mulgătoare, 23 capete capre mulgătoare, atât. Păi și eu deci am, are 5 vaci. Am un număr de 3 vite. Am și eu 3 vite. Eu n-am solicitat niciodată în Consiliu. Eu nu vreau. Eu mă descurc. Am solicitat cumva știi ceva? Păi îți mulțumesc frumos că măcar cu atâta ești. Mai am o rasică mai lungă și mai... Ia, doamnă, ia spuneți. Către Consiliul Local.
Subsemnat cu comun Ovidiu Ștefan, domiciliat în comuna, posesor buletin CNP, vă vin la dumneavoastră cu următoarea cerere. În luna noiembrie 2011 am depus o cerere la primărie prin care am cerut în concesiune suprafața de 78 de hectare teren islas comunal ce aparținea primăriei Târgu Troduș. Scopul pentru care am dorit să concesionez această suprafață mi era necesar pentru a putea accesa fonduri europene. Mai exact, pe măsura 112, instalarea tinerilor fermieri. Și ca să pot accesa aceste fonduri, una din condiții era aceea că trebuia să dețin un teren în concesiune. Iar eu, înainte de a-l cere în concesiune, aveam același teren al primăriei, dar sub formă de contract de pășunat. Menționez că data limită în care mă încadram pentru depunerea dosarului era jumătatea lunii ianuarie 2012. Fără acest contract de concesiune nu puteam să depun dosarul, deoarece nu îndeplineam condițiile. Ca drept răspuns pentru această cerere, am fost înștiințat de către doamna Daniela Bodron, angajată al primăriei Târgu Troduș, că legea mă obligă să fac cadastru din surse proprii, adică să suport eu cheltuielile cadastrului. Dacă doresc să concesionez această suprafață de teren, să mă îndrept către SECE Topo, timp evaluator. Acest lucru însemna alți bani pe care trebuia să-i dau pe această lucrare. Lucru cu care nu am fost de acord și nu am mai plătit. Țin să vă informez că, deși trebuia să depun dosarul la jumătatea lunii ianuarie 2012, terenul a fost scos la licitație în mai 2012. Drept urmare, am pierdut proiectul. Documentându-mă ulterior, am aflat că nu eram obligat să fac eu cadastru pe teren și nu era proprietatea mea. Drept urmare, m-am dus la SECE Topo Timp și le-am cerut chitanțele pentru banii pe care i-am dat domnului Timuș Dorel și acesta mi-a răspuns că nu poate să mai dea chitanțe decât pe o parte din sumă, deoarece a trecut timpul și trebuia să cer atunci. Drept urmare, mi-au fost date chitanțe cu date diferite pentru 10.000 de lei. Așa că vin la dumneavoastră și vă rog să-mi scutiți măcar 4 ani din plata redevenței și a impozitelor pe acest teren, pentru că punând 3,9% dobândă plus 1% penalizare pe zi din anul 2012 până în prezent, la suma de 10.000 de lei și nu 35 de lei plus cheltuieli pentru implementarea dosarului, deja este o sumă considerabilă. Ca drept dovadă, pentru ceea ce afirm, vă atașez o copie după chitanțele ce au fost date de la această firmă și încă o dată vă rog să nu uitați și dumneavoastră că mi-au fost înscris, să vă uitați și dumneavoastră că au fost scrise date diferite. În cazul în care nu puteți soluționa această cerere, mă voi adresa altor organe ale statului pentru a-mi recupera prejudiciul. Vă mulțumesc, Coman. Da, domnul, dar dumneavoastră a citit acolo 10.000 și vă 35 de lei. Omul a dat 350 de milioane și s-a dat chitanțe. 350 milioane a plătit omul? Și s-a dat chitanțe de 100 de milioane. Păi nu, eu cred așa, știți ce credem? Că noi nu suntem organ competent să-i dăm noi. Deci nu. Eu cred că el trebuie să se adreseze justiției ca să-i facă să-i facă. Dumnezeu, eu am făcut o hârtie. Domnul Greanu, cererea domnul Greanu a fost citită din motivul. Ce anume? Răspunsul dumneavoastră. Nu, a fost o cerere adresată către primar. Aia era către primar și domnul Ababe... Domnul Ababe crezut de cuvinte deci, doamnă, de bine să știm. Ați terminat cu cerere, deci putem să ne scriem la cuvânt, da? Vă rog. Bun, eu sunt primul care mă scriu la cuvânt. Deci, domnul Petre, că poți să pleci. Că dacă nu mai este asta, poți să pleci. Poate vrei că te grăbeai. Deci, doamnă... Stai un pic. Vă rog. Da? Am scris. Vedeți că Antonul meu l-a scris? Da. Deci, nu știu, sunt mai multe probleme. Adică multe, nu sunt multe, dar vreau să... am văzut că cineva a depus o cerere de la Tuta ca să se angajeze om. Da. La noi, în comună, s-a angajat un pentru citirea contorilor. Domnul Avădăni, dumneavoastră sunteți răspunzător direct de omul respectiv, da? Când l-am angajat, când s-a făcut, înainte de a se face angajarea, am cerut așa. Indiferent cine va fi, cine se va angaja, să, după ce va lua examenul și va fi angajat, omul, persoana respectivă, să se ducă la fiecare
cetățean să citească contorii. Ei, a fost, s-a întâmplat prima dată, prima lună, după care s-a oprit, s-a asistat tot. De ce? Dar nu s-a oprit deloc. Nu s-a oprit? Sunt tot ce citește. La unde se duce? Numai puțin, unde se duce? Și la deșoară, la și deci se duce și citește personal? Da, da, da. Deci la mine nu a venit nimeni să citească contorii. Nu, deci eu am venit, dați-i pe rând. După câte am înțeles, au fost. Bă, poate nu vii într-un nașul la fel. Eu am adus contorii. Eu am adus indexul contorului. El am dat frumos, l-am întrebat de ce nu se duce. Bun, mă interesează, doamnă, notați acolo, în momentul în care s-a angajat persoana la primărie pentru cititul apei, ce datorie aveam la apă, ce datorie avem acum. Dacă s-a mai strâns ceva, să vedem dacă se justifică angajarea acelei persoane. Da, o să facem un calcul, să vedem. Deci, datoria avem. Păi nu. Să vedem cu datoriile din urmă și cu toate alea penalizări la penalizări. Asta e cel mai important. Noi, dar chiar și eu am vrut să discut. Dacă tot o vreți vorba să, da, să discutăm. Deci, am fi vrut să căutăm o soluție, să vedem dacă poate cei de la Cărăboaia sau de la Cărăboaia sau de la Cărăboaia să ne scutească sau să facem ceva cu datoria din urmă. Ca astea care sunt la zi, dacă am fi la zi, am merge cât de cât. Poate aproape pe cui. Dar noi venim cu datoriile din urmă, cu cele de acum 7-8 ani, de domnul Mitelu știe. Și în fiecare lună, iar le pune. Și se adună dobândă la dobândă, dobândă la dobândă. Cu alea, acolo, aici trebuie să lucrăm noi. Cine ia două aceste dobânzi? Dacă noi suntem direct răspunzători și în casare. Dar e datorii din vechi, din urmă. Asta e. Calculează penalitatea la zi. Mă duc și zic, am discutat cu domnul Mitelu, i-am spus, domnule, uite care-i treaba, uite așa. Păi sunt persoane care vin în sată și au ajutorul social și nu plătesc un leu la apă. Acum nu mă adresez dumneavoastră. Mă adresez colegilor mei și le spun. Am fost la doamna secretar în birou și am inițiat două proiecte pe care eu nu le-am regăsit aici. Am fost doamna secretar la dumneavoastră? Da. Primul proiect de hotărâri suna așa. Debranșarea. Debranșarea. Adică vreau ca să... Deci am făcut cu doamna, am stat în birou la doamna și... Domnul viceprimar mi-a răspuns că nu e necesar. Mă rog, nu știu. O să-mi dea răspuns acum. Debranșarea de la apă a tuturor răuplatnicilor, deci el își ia ajutor, eu nu spun, pentru că lumea e săracă. Dar tu faci datorii și tu ai 10 milioane datorii și eu de, în mandatul ăsta de 3 ani de zile spun, nu ai plătit. E, nu știu, nu am văzut. Este stipulat undeva că 90 de zile. Nu, eu am zis să facem reducerea de la 90 la 60 de zile. Nu ți-ai plătit. De asta am accesat fonduri de la GAL, Valea Trotușului. Ne-am cumpărat utilaj pentru a debranșa răuplatnicii. Pentru că așa ne sfidează pe fiecare. Eu sunt bun platnic, dumneavoastră bun platnic. La fel și doamna și domnii. Dar nu putem să ducem la infinit domnul Avădănii în spate pe alții. Numai puțin, că nu am terminat. Deci nu putem să-i ducem. Și dacă tot continuăm așa, lumea râde și știți ce spune, bă, lasă așa că merge așa. Da, asta ar fi soluția capitală, să o debranșăm. Dar înainte de asta, că trebuie să primim și noi, înțelegător. Înainte de asta mergem și sigilăm. Am făcut la Vișoara deja treaba asta, la câțiva, la Trăgam și la, nu știu, la mașini. Deci am sigilat, dar nu am sigilat așa, nu m-a pus un pic, am pus eu unică, bă, mai dă o dată și mai dă o dată. Am sigilat cu, așa cum se răspunde. Ne duce să sigilăm așa. Mă, și el zice, da, dați-mi drumul la păcă, vreți și-o plăti tot așa. Avea de dat vreo 6 milioane. Eu dat 2 milioane și ceva. După asta, aia vine femeia aia și, doamne, dați-mi drumul că, uite, am început să plătesc. Când te ajungi de plătit, doamne. Da. Și lucrul ăsta îl vom face și eu, i-am spus lui Petrică, să adune toți oamenii din Procuș, că avem și oara vanul lăută. Care mai sunt de felul ăsta, mergem întâi să sigilăm. Așa că, bă, ca să nu face rău, zice, domnule, îi faci gaură acolo. În momentul în care e sigilat, e închis și apa, domnul Aurea. Păi da, pe da, da, apa închisă, pe sigur, nu i-a dat drumul. Închidem apa, eu sigilăm și când termină de plătit... Când și-a achitat la zi, deci nu mai are nicio restanță. Atunci s-ar putea nici atunci, că nefiind solvabil de 5-6 ani de urmă vine așa, s-ar putea nici atunci să-i mai dau drumul.
Da. Vorba că să ne recuperăm totuși banii. Da, corect. Care n-au acum metru și la totuși. Corect, dar și dumneavoastră știți, exact ce, dumneavoastră știți că sunt branșați ilegal în această comună? Păi, asta nu-i pot de pista pe aia, nu știu, am încercat în toate felul. Ilegal în această comună, în acest sat, Târgu Trotuș, sunt ilegal toți. Toți? De ce sunt ilegal toți? Toți branșații sunt ilegal. De ce? Pentru că nu s-a făcut cu firul, a făcut fiecare cum a făcut. De ce să nu fim realiști? Așa am spus că taxa pentru branșare este foarte, foarte mare pentru acordare. Da. Și am zis, băi, hai să ne înțelegem. Trebuia, acolo era prevăzut și căminul, și legăturile, și conducta, și săpătură, și nu știu ce, și revenea omul cu 14 milioane, nu știu câte vezi. Da, dar dumneavoastră asta, nu vă supărați, dumneavoastră ați dat avizul. Pentru că când am venit la primărie, am venit și avem un model de contract și de branșament, și am spus, domnule, cu ce firmă ni branșăm? Va costa mult. Dumneavoastră ați dat răspunsul. Tu unde erai atunci? Deci s-o creat o președință. Eram în primărie. Eram consilier, în cadrul primăriei. Nu erai consilier. Ba da. Atunci. Când am venit și m-am branșat. Pentru că am venit și m-am... Și în model de contract, am făcut modelul de contract și m-am branșat cu firmă. Abia după aceea s-a făcut, da. Deci la inițial așa au făcut. Bun, da? Deci până la urmă îmi dați dreptate, da? Deci până la urmă îmi dați dreptate. Așa au făcut. Inițial așa au făcut. Bun, dar așa au fost bani, bani mulți la oameni, lăsat la... Dar de ce să nu recunoaște? De ce să nu recunoaște? Franș, ca asta este. Deci, bun. Și al doilea proiect, care... Bun, cu asta am rezolvat-o. Ar trebui să luăm, ca să termin repede cu punctul ăsta, deci care am vrut să-l inițiez, nu l-am găsit, să mergem totuși într-o altă verificare pe teren și să vedem. Pentru că oamenii, vă spun eu, își spun, nimeni nu-și permite ca să plătească o cantitate de apă și celălalt să furi. O să spun la un moment dat, va ieși la iveală. Bun, asta e foarte corect. Nu și-a plătit tot, la revedere, nu primește apă. Și al doilea proiect care doamna mi-a spus că nu se poate, că s-a interesat, a fost să inițiez un proiect de hotărâri, să montez un semafor, să montăm, mai bine zis, Consiliul Local, un semafor inteligent la biserica noastră. Ei, aflați că în decurs de 10 zile au avut loc 3 accidente. L-am adus pe domnul Dorinel de față, în seara, cu urmă cu 3 seri, un accident grav. În curbă, cineva, o fată, a pierdut controlul volanului, cu 90, am văzut acolo la 90, că eu am descarcerat-o. Deci eu m-am dus la mașină și i-am descarcerat-o, eu personal. Am făcut proiectul de hotărâre ca să punem un semafor inteligent. Dom'le, cu 100 de metri în curbă, 100 de metri în curbă și 100 de metri jos spre Roca, făcut ceva, în momentul în care s-a apropiat cu viteză, s-a prindă roșu. Ei, doamna mi-a spus că nu se poate. O să iau frâile și o să mă duc la Bacău ca să vedem ce se poate face. Am vorbit la drumurile naționale. Și ne-au spus așa, pe toate drumurile naționale din România nu avem voie să punem semafor. O spus, putem să punem presemnalizare. O zis că dacă vreți să faceți dâmp, dacă vreți să faceți cu roșu, cum sunt semafoarele astea desenate cu roșu și cu griblură pe ele, faceți presemnalizare de la 150 de metri, 100 de metri, 50 de metri. Dar sub nicio formă nu este voie și am zis că acolo este o curbă aproape, cum am zis, în S. Cum e curba? În L. Și am zis, este în pantă, este în S și o zis, nu aveți voie. Nu permite legea lucrul ăsta. Dar ăsta așa, mergeți și sunați și către poliția rutieră de la Bacău. Am sunat la poliția rutieră de la Bacău și mi-a spus așa, trebuie să face, dacă totuși ați vrea să faceți... Să puneți un semafor, eu nu le-am zis că am vorbit dincolo, mi-a zis așa, trebuie să facem noi, ei ca și poliție, un studiu de oportunitate să se vadă în ultimii 10 ani câte accidente au fost, câte cu victime, câte fără victime, să mai facă un studiu de oportunitate de către cei de la drumuri naționale și abia după aia să iau o decizie de către drumurile naționale dacă ne permite sau nu acest lucru. Și am zis, dar dacă eu inițiez o hotărâre, Consiliul Local este for deliberativ, poate să facă o hotărâre în sensul ăsta. Și au spus, nu, că nu aveți temei legal. Păi zic că mi-aduceți un articol de lege care vă permite lucrul ăsta și după aia dați o hotărâre Consiliul Local. Păi zic că semnați pe barba dumneavoastră și consecințele sunt la fel. Deci consecințele sunt la fel, da? Da. Bun, dar dumneavoastră nu i-a spus, domnul Aloavi, ați văzut. Deci a distrus și parohia domnului. Preoților le este frică să doarmă în casă. Da. Deci m-am dus, dacă el venea cu, e mult, 10 secunde dacă venea, îl omora pe el, pe Cici Doru și soțiile lor. Acea domnișoară îi omora, doamnă. 10 secunde, deci doamnă, eu am zis că fac mișto de mine. M-au sunat și m-am dus. Deci eu am sunat la 112, a venit urgențele, deci
dacă el 10 secunde urca, că ei veneau pe partea opusă, la biserică, și erau pe dreaptă, au mărmurit toți. Deci, ea venea de la Târgu Ocna cu viteză, a intrat, a pierdut controlul volanului, din șanță a aruncat-o în... Deci a aruncat-o, deci am fost acolo. Săraca și-a rupt glezna și piciorul. M-am dus eu și am consolat-o. Zic, băi, fată, cum mergeți, mă, pe praful ăsta? Cum veniți, mă, costă? Eu acum la 70 ceva, mă rog, nu știu, la vederea. Nu mai rețin acum. Dar i-am spus, domnule, trebuie făcut ceva, e jale. L-am sunat pe domnul Ababi, domnul Ababi, bineînțeles, că mi-a râs ironic și a spus, ai făcut o faptă bună. Eu n-am înțeles. Eu n-am înțeles și probabil că în opinia domnului asta, cred că a fost singura faptă bună care am făcut-o eu. Mă rog. Și dacă crezi că nu e nicio problemă, așa, nu las. Facem. Haideți să vă mai spun și altceva. Numai puțin. Da. Doamnă, dacă nu se poate, eu spun așa, pentru ședința următoare, eu v-aș ruga, deci vă rog respectos, la modul cel mai respectos, uitați-vă, haideți să studiem problema. Dacă nu se poate, nu se poate, trebuie vorbit cu cei de la drumuri naționale. O să mă duc și la poliție, o să fac un memoriu la poliție, da, eu la Bacău, da, în calitate de consilier al Consiliului Local Târgu Trotuș. Da, se poate face și de unul singur, că dacă este, putem să-i trecem un număr de consilier. Dacă, dacă asta este ultima variantă și nu se poate ajunge la un consens sau nu se poate face un semafor inteligent, așa, măcar să punem niște cocoașe din alea, măcar să reducem, pentru că e foarte periculos, credeți-mă. Eu am văzut și la o mormântare, dacă nu făceam, nu mai putea opri tembelul ăla. Deci în curbă să-i dai un tembel cu tirul. Păi intra ăla, făcea carnagiu, doamnă, făcea carnagiu pe stradă. Și nu numai unul, și știți că și-a angajat în primăriei noastre. A luat-o pe sus și numai o grămadă. Deci o grămadă de accidente. Cum așa, cu presemnalizări? Presemnalizări, dar dumneavoastră cu mai multe. Dar trebuie totuși limitat de viteză. Să punem indicator de 15 km. Cum se pune problemă? Și a doua variantă. La intrare. La intrare și poate și de jocul localității. La Sărbel, acolo trebuie presemnalizat, trece de pietonul. Cine este indicator? Păi nu, haideți să vă spun și eu ceva. Intrare, ieșire din Târgu Trotuș este indicare de viteză 50 la oră. Așa, aproape de trecerea de pietoni este presemnalizare trecerii de pietoni. Da. Este curbă. Este marcajul. Deci, până la urmă, semnalizator optic. Da, asta nu funcționează. Ne funcționa, domnul Ababi. Ăla e nefuncțional, despre ce vă zic. Dacă nu este funcțional, da? Presemnalizare trebuie aici, să ne vorbim indicator presemnalizare. Dar nu știu dacă avem voie să montăm benzile pe... Domnule, cocoașii, da, avem voie. Nu, e drum național. Drum național. Ce vrem toată țara asta? E drum național. Dar noi facem cere. Dar noi facem cere. Circulăm în toată lumea. Circulăm în toată lumea. Dumneavoastră să studiați legea, vă uitați foarte bine, vă răpiți o zi din timpul dumneavoastră de din lucru. Pentru că aveți un motiv bine întemeiat, adică chiar dacă am venit să facem, ne consultăm cu colegii și vrem să facem problema asta. Deci oricând la mine puteți veni... Când adică toată lumea trebuie să știe și legea circulației. Da, da, da. Și mai este un domn... Numai puțin, doamnă, numai puțin. Mai am un punct. Am avut vocinci, mai am un punct. Haideți ca să-mi termin. Domnul Ababi, pe dumneavoastră vă întreb. Vreau să le spuneți, oamenilor câți mai sunt în sală. Deci, lumea, eu nu vreau să vă arăt, că ați văzut, eu vin documentat, vă scot după site. Lumea, deci nu, numai puțin. Ai somn? Nu, numai. Da, mai și dorm. Asta este, dar ce se poate, mă implic. Dacă dumneavoastră că știu la ce... Nu, eu știu la ce v-ați referit. Eu nu sunt, să nu credeți că sunt cu mintea de bobiorez. Dumneavoastră a spus că, eu știu pentru ce face. Da, nu e adevărat pentru campanie. Că nu am intrat în campanie. Nu, dar n-am intrat în campanie. Când intru în campanie, pe cuvântul meu. Vă dau cuvântul meu că vă anunț primul pe dumneavoastră. Explicați-le domnilor consilieri, care mai sunt, câți mai sunt de la tuta, și spuneți-le așa. Domnilor, proiectul ăla pentru drumul, pentru asfaltarea, marea asfaltare, în comuna Târgu Trotuș, nu va cuprinde și satul Tuta. Pentru că nu va cuprinde satul Tuta, nu vreau să vă scot hârtia, pe site-ul primăriei este, deci se va fi o lungime de nu știu cât, 3500 și ceva de metri, dacă va fi, nu știu, eu zic că nu va fi realizabilă, sub nicio formă, pentru că nu putem asfalta și nici la Trotuș,
Nici la Vișoara. La Vișoara e posibil să se poată face. Da, la Vișoara în mod va fi în mod cert se va concretiza. La Trotuș, atâta timp cât nu scoatem racordurile pentru cei care vor să se racordeze, să se racordeze la rețeaua de canalizare, nu putem face marea asfaltare care dă bine la public și la campania electorală. Mai puțin amunții. Probabil, cu un dă și mii. Nu, eu recunosc, eu sunt corect, dar nu sunt ca alții potabil, dar dacă sunt, eu sunt potabil, sunt direct. Bă, direct deschis și concis. Corect. Mai degrabă aș propune așa. Nu putem să facem să vă implicați cât mai sunteți în funcție acolo, că după aia veți fi și așa sunteți pensionari. Vă trebuie să vă duceți acasă, sfatul meu. Dar mă, cât mai sunteți în funcție? Să, măcar să, da, că așa spuneți în ziar, când lumea se bătea pe ăsta, așa spuneți în deșteptarea, că vreau să las eu ceva pentru comuna asta. Nu știu ce anume vrei să las. Nu știu ce anume, nu mă interesează. Las proiecte, uite, destul. Hai bine, proiecte, mă rog. Dar un proiect viabil ar fi așa. Să vă duceți, să vă implicați, să nu stați cum stătea altcineva din eșalonul anterior, cu capul sub masă și să mă implicați dumneavoastră, și așa sunteți. Doi oameni care, într-adevăr, sunteți de la același partid, să vă duceți, domnule, hai să facem o rețea, să mai lărgim de la... Să mai lărgim puțin, să mai facem extinderii la rețeaua de canalizare, să luăm la rece, domnule, vrei să te racordezi Xulescu, Popescu, da, aici, în momentul în care am venit cu aia, facem și un racord până la poartă și abia după aia putem să venim cu asfaltul. Nu, să nu notați acolo, da? Nimic. Nu, doamnă, vă rog să note. Nu, doamnă, nu registrare, că eu dacă nu găsesc acest... Deci dacă eu luam capitolul diversie, eu nu găsesc în ședință. Așa, în procesul verbal, nu găsesc al puținea. Nu, poate să facem o uiși pe site și pun că așa nu regi. Bun. Da. Deci asta este, nu cu ăsta, o rugăminte, dar cât mai puteți să mai faceți ceva? Deci... Indiferent ce se mai face de acum încolo, momentan cu asfaltarea suntem pe... E avizare la mediu. E băgat deja în ședința de tehnică. Și cel puțin avizile toate să le obținem. Că nu se știe pe ce măsură o să luăm bani, este altceva. Dar rămân proiect. Proiectul pentru grupul sanitar de la școala Trotuș este adus și el. La cât a ajuns? A ajuns la o sumă exorbitantă mai. Proiectul care vrea să știe. Dar e locul centrală și școală, nu? Nu, proiectul în sine... Vedeți, proiectul în sine costă 220.000 de lei, așa, fără TVA. Dar nu 700.000, cât s-a vehiculat în altă parte, pe la Consiliul Județean. 7 miliarde, domnule. 7 miliarde, da. Și acum este și de 6 miliarde. Nu, este de 220.000 de lei. Deci de 2 miliarde 200, luați orice copil. Nu e 2 miliarde aia. 220.000 de lei. 220.000 de lei? 22 de lei. 220 de milioane vechi. Da. 200 de lei. Deci a vehiculat... Domnul Abrafi. Îmi pare rău că s-a dus vestea aiurea. Proiectul, domnul. Proiectul. 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 Dar cât... Dar construcția în sine cât costă, domnul? Construcția în sine nu am voie să spun niciodată. Vă spun eu, că știu eu. Nu știu. Dacă tu știi din proiect, dacă știi ce rezultă la urmă. Cine ți-a spus? Cine ți-a spus să mâine pleacă din primărie, dacă... Doamne, nu, domnule... Nu e voie să se spună. Deci, domnule... Până nu se începe executarea lucrării. Deci, domnule... Eu vin, trebuie care... Eu vin din la Bacău și vă arăt această fișă dumneavoastră. Vă dau un păturit. Uitați, acum vă dau. Vă dau un păturit dumneavoastră. Așa? Și cum permit să spun, că dumneavoastră nu aveți voie să... Nu mi-a spus niciun angajat, că vin de la Bacău... Deci, eu nu vă pot spune așa ceva, clar. Poate. Deci, domnule, dumneata nu poți să spui. Hai, eu pot să spun, domnule. Deci este un proiect... Urmează caietul de sarcini, mai multe treburi care... Este un proiect cu o sumă exagerat de mare. Așa. Care, dacă luăm fiecare ban pentru un proiect care prevede așa... 4 toalete compus și un perete despărțit la mijloc. 2 pentru fete, 2 pentru băieți. Bun. Da, doamna, așa este. Da, e bun. E bine. Nu-i bine? Păi nu-i prea bine, doamnă. Nu-i prea bine. Deci nu-i prea bine, doamnă. Un proiect care costă miliarde multe. Cu multe zerouri. Cu multe zerouri. Știu. Am fost la Bacău. Știu. Valoarea proiectului, ultimul cent, îți spun. Și încălzirea, cu tot în care. Domnule, și CTU. Cu tot cu CTU. Nu are voie să... Deci când am auzit suma, m-am îngrozit. Cumperi 30 de centrale și faci 20 de toalete.
O toaletă nu poate compusă din două pentru băieți, două pentru fete, și o centrală termică cu câteva calorifere costă o sumă de cu multe zerouri, care depășește orice imaginație. Domnul Liviu, știi ce înseamnă? Trei cafete de acum, ce naiba sunt? Extraordinar pe cuvântul. Sunteți extraordinari. Dar nici nu mai trebuie să vă mulțumesc. Deci pe cuvântul meu. Da, domne, am terminat. Hai, Rubene, zici tu. Domnul Nica. Am așteptat destul. Avem un excavator, nu l-am folosit aproape deloc. Eu cel puțin știu că nu s-a folosit. Deci n-am avut nevoie pentru îndăpeziri, dar vine primăvara și la Bișoara sunt străzi adiacente și trebuie curățate șanțurile, nu să atunci când vine aia să reclame, cum a fost domn Florin chemat când era primar, că să inundă curțile oameni. Să fim dinainte prevăzători, să curățăm, delcomantăm toate șanțurile, dacă avem posibilitate. Și vă rog să faceți șansă partea dreaptă la drumul de la Boratic, pentru că oamenii vor să vină aici. Vă spun, sunt acolo Costel Drăgan, care vă da 17.000 la primărie. Costel de Drăgan, care vă da 10.000 la primărie. Costel Drăgan, cel la 5.000. Nu, eu nu văd. Este în el al lui Crăciun, care dacă muri bărbatul, o restaurant care s-a distrugut pe drum și plângea pe drum. Drumul ăla nu, eu nu am venit aici să vă spun, eu nu mă duc, eu mă duc de două, trei ori, acolo eu plătesc oameni, am niște vii, eu plătesc oameni. Vă rog, deci nici de la Ceaușescu nu s-a dus nimeni, nici măcar cu piciorul. Nici cei de la IREE, nici cei de la IREE, nu se duc în Boratic și vă rog să nu-i ne trimiteți când spune fiecul, pentru că ei sunt nevoie să meargă cu scara în spate și nu vor merge niciodată. O mers o singură dată când a fost domnul Florin cu ei, până la jumătatea drumului și-a rezolvat treaba. Până la DNA-ul la care a fost o scrisoare scrisă aici la primărie. Nimeni nu se duce, nu știu de ce, dar dumneavoastră știți că acolo este Gheorghe Puluc, care Crăciun, care plătește poate mai mult de 10.000 la primărie. Dumneavoastră nu merge numai pe oamenii năcăriți care sau care nu au fost plătăți. Sunt oameni care au terenuri acolo foarte multe și care... Ăsta au spus că el se duce la stână cu căruța să-și ia lapte și o răstoamnă pe drum. Păi acolo nu făcut nimic, domnule. Ia, ghezele, de la Ceaușescu că făceau prestații. Nu știu de ce. Probabil că toți care sunt primari sau consilieri trebuie să le iese o masină la biserică și trebuie să meargă pe jos. Ăsta e singurul motiv care nu se face. Păi s-au făcut orice o licioare de câteva metri, s-au băgat balastru, s-au rezolvat, ei acolo s-au dat aproape 2 km de drum, nu se duce nimeni, sunt aproape 30 de case. Oameni sunt izolați. Altă problemă. N-am văzut nicărea nici într-o comună să se întâmple ce s-a întâmplat la noi. Este strada la Bărnești, care până într-un loc sunt oameni cu situații care beneficiază de lampă de iluminat. Și nu vreau să spun că ce copăt rudă lui domnul Ababe și că copăt la apă numai până la ei, că nu e adevărat. Până la Dumnezeu Crăciun acolo. Dar dincolo sunt niște oameni cu situații mai așa, mai precare. Nu au nici fir de iluminat, domnul. Și extinderea trebuie să o plătesc. Domnule, dar cine... Tot din timpul nostru, în 10-15 ani s-a întâmplat. Cine a acceptat așa ceva? Jumătate de stradă să aibă fier de iluminat și jumătate nu. Oamenii nu se pot lega sub nicio formă. Vine și domnul toate în ăla a venit, chiar vă mulțumește că i-ați legat apă și e foarte mulțumit. Dar faceți ceva și pentru 2-3 luni pe acolo. Fie că le accepta să le plătească, dacă nu putea pune fir, să-și pună o lapă și un întrerupător. Ai pierdut de aia, Florica. Auzi, dar tu ai fost în dreapă pe stradă. Eu am fost. Păi tu ai văzut că sunt două fire de... Păi da, dar de ce nu este fir? Dacă ați făcut și raportul spre proiect. Păi da, ce facem, dar cum de... Da, dar mai să se stăpilează. Da, dom'le, dar dați telefon la IREE, voi să tu vreau să facem nimic. Nu e mai scară, că e timp de terminare. Fie, mă, ce le fac? Fie, mă, ce le fac? Nu e adevărat, noi, știi ce se întâmplă? Sunt niște oameni mai... Bun, hai, mai avem. Stăm toată ziua aici pentru 7 proiecte. Stăm în locul cu zi întreagă. Lăsați-i așa, că acolo se fure și că ei regălăm. Pe pupa mea, așa se zice. Domnul Rovel, da. Pune să-ți dea cu ce. Vreți să te includi și pe domnul Rovel, pe domnul Rovel, să te zic. Când s-a făcut canalizarea, când s-a schimbat țeava de pe Vesem Gardierul Gorbaceau,
În poarta mea s-a sudat țeapa la rece. Și era vară. Și când s-a sudat țeapa la rece, băieserul m-a atenționat că țeapa se va rupe. Și țeapa aia s-a rupt la o lună sau două. După aia s-a dus o vană și în loc să facă un cămin, l-am adus la birou la cunoștință, ca să faceți un cămin. Băieții a văzut că am fugit, a plecat de acasă, mi-a stupat înapoi, vană așa mare, cu robinet mare, frumos. În loc să fac un cămin pentru țeava respectivă, i-a stupat. Acum să revenim la țevile astea care s-au băgat acum. Cine garantează pentru sudurile care s-au făcut? La rece? Firma care nu... Dacă nu mă aia va ieși în sat, știți că ăștia au venit și au băgat presiune pe țeavă și scapă presiunea? Odată. Și a doua problemă, de la lege în Gheorghe în sus, s-a branșat la apă doar partea pe unde s-a mers cu țeava de salamură. Partea cealaltă a drumului a rămas țeava veche. O să racordez așa. Și în privința găurilor pentru care a zis cu, cum îi zice, canalizarea, eu nu cred că cineva să întreba ca să acordeze. Păcat că n-a venit domnul Goian. Deci noi avem un omul nostru care încasează apă. Dacă n-a fost în stare... Nu. Dacă n-a fost în stare... A, n-a fost în stare, ce înseamnă? Echipa. Firma din... Dar nu eu n-a fost în stare. Probabil echipa. Nu. Consiliul local din Târgu Trotu și compus din consilieri, primar și viceprimar. Și oamenii... Și din la Lenghen, Gheorghe, în sus, eu n-am văzut pe nimeni. Eu am filmat în fiecare zi trasele. Eu n-am văzut pe nimeni absolut pe imaginea drumului să vadă ce se lucrează. Domnul Vreanu, dânsul este abilitat să filmeze toată comuna asta? Sigur. Este abilitat, da? Da, da. De către cine? Cine? Are drepturile omului, nu? Să filmezi? Nu, dumneavoastră, domnul Vreanu. Dânsul nu are niciun drept să filmeze. Și atunci de cum își permite? Pentru colecția lui personală. Eu am făcut colecția personală. Dar auzi pe televizor. Sunt pe internet. Când nu vă convine ceva, puteți să dați în judecată. Nu am intrat. Nu am nici. Aceeași problemă... Nu, dacă ești abilitat să faci treaba. Doamne, nu, oficial nu. Pentru oficial, dacă este, v-am demonstrat ca să nu s-a făcut lucru cum trebuie. Da, bine, s-a făcut lucrurile mântuiate. La ieșire din sat, țeava de saramură este băgat nici un metru în pământ. Deasupra pământului mai sunt 40 de metri până jos. Și eu nici nu asta zice, nu. Ăștia care s-au plecat la Bacău, ăștia sunt cuvenit pe România. Și... Asta, ce se face acum, dumneavoastră, de bine, de rău? Într-o zi, lăsați primăria aici, să vine altul, indiferent, nu contează care vine. Și ce se mai face? O ia de la zero, totul ce se face. Păi dacă ăla vine și îți face campanie electorală, dar pentru ce-și face campanie electorală? Să stai în birou? Eu vorbesc cu chestii care nu știu mă dați de ce. Nu știu cum să... De unde să știu? Nu trebuie să reindustri, mă, frate, dar reindustri, mă, frate. Omule. Dar nu trebuie la păză de cape. Păi, indiferent ce ai luat, ce s-a făcut în locarea? Nu, nu, zic, ăla care vine prima. Păi și ăla trebuie să-ți ori. Dar nu pleca, mă, există. Mă lăsați să mai zic. Ați lăsat un proiect pentru ce s-a făcut în satul Duda? Când a trecut sale, când a trecut țării de toate. Știți de ce să nu s-ar fi selecat? Proiectul nu este la noi, este la executat momentan. Există la executat, da? Există un proiect pentru așa ceva? Nu știu fi proiect, dar este imposibil să nu fi proiect. Noi am dat doar avizări. În 2016 mergem în continuare cu praful și cu găuri de pe drum? Nu știu. Sau mergem cu oncul indicatoare, să-l puneți indicatoare de 20 km la oră. Păi, au fost indicatoare puse la sugestia consilierilor noștri, da? Nu, le schimbăm eu. Dar consilierii nu stau pe strada noastră. Cât se băgă? 10 km. 10, nu? 10 ne-a rog. 10, nu, serios. Dar n-am înțeles, dar cum să vedeți să consilierii? Nu, că dar consilierii stau pe strada noastră de acolo când trec? Cum adică consilieri? Dar consilieri ce hotărăsc aia face? Păi, domnul Robea, ai consilieri pe stradă, tată. La tine acolo pe stradă, ai doi consilieri. Ai consilier dar acum mai a început startul campaniei, băi, de-a plecat, mă, că e și-a început campania, ce dracu. Omul e în campanie, omule, gata, s-a început, s-a dat startul campania, de seara vine ca la loto. Eu primar, în care mă rădesc, la stânga sau în dreapta? Păi dăm cu dreapta, cine pare rău pentru tine. Dar cine ești, că e numit domnul Dascăl? Bă, ca mea și mă duc, dar stai că mă uită, dar și eu sunt. Domnule. Da, pe ce fost asta corect asta, dar domnule, dai eu direct. Știi deci, cum e problema? Deci, măcar, bă, duce la tribunal și vei, vorbești. Măcar ai că trebuie să plătești o casă. Măcar nu mai ascult. Măcar să plătești ceva. Da, plătești și două case din urmă. Măcar nu mai ascult. Așa că campania au plecat pe ei. Asta vorbeați, nu vorbeați, nu vorbeați. Eu zic că în cartelul că pe așa să vezi.
cu firme și nu s-a vorbit niciodată măcar de o remediere bună a drumurilor. Adică ori acolo pe margine, măcar să fie pus în proiect un pic de asfaltare. Prima dată s-a mințit, a doua oară a zis că gata, nu mai e, că trebuia să scriu și eu ceva pe hârtia cea respectivă. Hârtia care s-a depus în primăria acum, au dat la în instanță, că altă variantă nu există. O să umblu pe drumuri, pe dragul dumneavoastră, pe cum că vreți să mințiți lumea și cu hârtie. Eu vă zic sincer, sunt în fața dumneavoastră aici, răspunsul când îl dați, pleacă în instanță. De aici. Îi pare rău de tine, știți. Puteți să vă pară rău. Dar în orice caz, până în prezent... Să-ți spui direct în mine. Direct scris este. Direct scris, așa. Da. Vrei să pleci? Nu, este așa. Asfaltare, drum sat, tot sat, divizoare pe distanță de 3,5 metri, a semnat de Babilonel. De ce vreți asta? Uite dumneavoastră, dar? Da. Asfaltarea a fost făcută pe 2 km și ceva. Da, n-a fost făcută, a fost numai un proiect. A fost un proiect. Asta este de sfârșit de an, ne-am trecut. Nu este recent. Așa că, am atașat la această hârtie. Așa. Este adresat către dumneavoastră. Este cu număr de registrare, este cu 4 pagini sau 5, mai este cu o sesizare. Nu știu dacă procesul... Sunt două sesizări pe care nu ați citit în Consiliu acum. Dar de ce să citim toate alea ale tale? Dar ce, dar eu ce sunt, domnule? Dar ai făcut cerere să fie citite? Cum să fie? Dar ce scrie și-a la ele? Ai făcut vreo cerere în sensul ăsta să fie citite? Dar ce cerere asta să fie făcut cerere? O cerere ca să fie citite trebuie să te duci la... în speță la doamna secretar, să o ia în evidență, să o înregistrează, să-ți dă număr de înregistrare cu dată, număr, ziua lor. Și atunci are obligația să o citească. Sus scrie către Consiliul Local al Comunei Târgu Drodoș. Ca una scrie către Primăria Comunei Târgu Drodoș. Ai înregistrat-o, domnul Romică? Da. Este cu număr de înregistrare. Adică eu... Păi, doamnă, de ce nu le-ați dat citirii, doamnă? Păi unde sunt, doamnă, dacă omul a venit? Deci omul lui... Doamnă, stați puțin. Omul are... Eu am ore să stau aici, om... Doamnă, omul este... Dă-mi voi, Romică. Omul este îndrituit ca să se revolte. Dacă el a venit cu o cerere și nu ați citit-o, doamnă. Doamnă, ce am spus noi acolo la ședință? Să nu fii, ce a spus domnul Aurel, să nu fii televiziunea părtiritoare cu cineva, da? Pentru că sunt prea multe, le-am dat în lucru. Dar măcar nu vrea să dispuneți, n-ai și cu asta voastră. E și pentru poliție și pentru Consiliul Județean. Măcar putea să dispuneți ca să fii, că după aia omul de asta se nervează. Nu știu, doamnă, eu am spus, dar nici nu mă interesează, nici nu știu de ce are de dus dânsului, nu mă interesează. Nu este corect nimic. V-am zis să actualizați site-ul primăriei, nu l-actualizați. Atunci dați-i pe de-aia 25 de ani ce am cerut eu, toate ședințele de Consiliu, ca să le pun eu. Dar nu să spui la cel care se ocupă de așa ceva, că dacă ești prost, n-ai ce căuta acolo. Cum? Așa ai spus. Dacă nu te pricepi, du-te de acolo și lasă-ne în pace. Tu, unde? Afirmația ta a fost. Pe un site de atunci, pe ce ai dat. Dar dați-i scris, doamne, dacă tot vorbiți așa. Ți-a dat eu acum. Nu-i frumos să folosim cu cuvinte de astea jignitoare. Și feții ai spus direct în față. Ce am zis? Că nu se pricepe și... Păi dar nu se pricepe, corect. Eventual, eventual poți spui... Păi eventual, dacă ești elegant, poți să-i spui omului, băi, pleacă din postul ăla dacă nu ești competent. Dar nu avem un om care se ocupe de site-ul primăriei. Dar Simona Dragu, fiind mai are cât un timp liber, toată lumea e de ei, băi, ia, scanează și pune-le pe site. Nu există un om, nu avem un om angajat să se ocupe cu așa ceva. Ce ați luat angajamentul dumneavoastră? Să-ți fac asfalt, să-ți pun o cameră de la vedere la tine în poartă, ți-am spus, da? Asta e regulă? Mie? Da. Să-mi puneți mie? Să-ți prevalez probe de apă potabilă de la tine de acasă. Eu prevalez de la școală, de la grădiniță, de la primărie. Asta am spus eu? Nu prevalez, prelevați.
Dar nu aveți să ia de la școală, de la primărie, să ia de la altă parte. Dacă vreți să duc probleme, eu fac bagul în fiecare să duc. Puteți să dar nu v-am scris așa, că sunt alte probleme. Deci probleme fiecare, la fiecare două luni și demonstrăm că apa este potabilă, da? De la instituțiile publice. Nu neapărat să iau de la tine din curte. Care asta acum, asta a fost într-una trecută să aici la. Hai, vei scrie ce mai sunt controlabile, deci fără discuție. Lăsați-l să termine, deci. Da, să-și termine locuțiunea, doamnă, să-și discursul cu domnul. Domnul Rubic, haideți că dacă am întrebat, am întrebat. Dați și eu răspuns. Când se face ceva în cartierul Gorbacelor, să zice. Auziți, doamna secretar, spune că voi veți primi un răspuns să scrieți. Da, zic, când va fi ceva făcut în cartierul Gorbacelor? Cu acolo nu se mai lucrează nimic, nici sale duc nimic, nimic. Că țeava este înlocuită. Să le duc, tu treci pe la tine, pe poartă. Nu. Zic, când se va mai face ceva pe cartierul Gorbaceau? Cum să se fac? Nu știu pe ce scând. Cineva din consilier din satul Tuta a cerut să se facă ceva pe Tuta? Da? La parte de sale duc? Dar tu crezi că toți consilierii sunt la... Dar pentru ce să trăiești acolo? Sunt consilierii primul. Dar n-am înțeles, domnule, că ai zis, pentru ce sunt consilieri? Pentru scopuri particulare? Deci cum vă citați? Eu vă întreb încă o dată, deci, că sunt consilier aici. Domnul Romică, numai puțin dați-vă aici, că spune așa. Detalii, mesaj, nume Anton, e-mail, Anton Romel, a luat pe site-ul primăriei și spune așa, mesaj. Dacă mâine nu solicitați televiziunea din Onești să vină la ședință, să filmeze și să plătiți din urmă bani care trebuiau dați pentru filmare, solicit domnului prefect să aprobe monitorizare online fața primăriei și ședințele de Consiliu Local, cheltuielile, voi suporta eu personal, ajunge cât ați mințit și cât s-a vândut. Repet, dacă nu solicitați pe Ungureanu Eugen să filmeze, înseamnă că prefectul este complice la tot ce se întâmplă în primărie. Eu nu cred că are vreo treabă prefectul, mă rog. Deci, domnul meu, au făcut o chestie abuzivă, a folosit numele meu și nu sunt de acord, de aia te-am și scot din toate grupurile. Pentru că, într-adevăr, prezența noastră este necesară aici. Eu înțeleg demersul tău. Dar ca să amestici să pui numele unei televiziuni în niște condiționări, este absolut ilegal. Și nedrept pentru mine, că eu sunt un profesionist în domeniu. Aici, eu mi-explic de ce uneori la unele primării, că mai sunt și în alte comune asemenea oameni, se uită primar la mine cu suspiciune. Spune-mi, ce caută asta? Uite că se laudă la sau. Nu. Deci, eu vin, am făcut un demers legal și le mulțumesc consilierilor, dar vin pentru că instituția mea dorește acest lucru și îmi fac timp pentru lucrul ăsta. Dar dacă dumneavoastră în demersurile pe care le faceți, puneți numele meu acolo, înseamnă ar înțelege oamenii că noi am avut o înțelegere și îmi discreditați mie activitatea. Deci eu respect, e foarte bine că există oameni care vin cu idei cu controverse. Dar încă o dată, prezența noastră, și cu asta am încheiat domnul Rotica. Deci prezența... La cea scrisoare care este trimis, este trimis, fără să vadă nimeni. Îl citește doar primarul și dumneavoastră l-ați prezentat. Nu, atât. Nu. Nu este publică. Eu am înțeles. Așa că deja l-au aruncat cu pastile în gard. Vreți să vă aduc în fiecare zi aduc referată pentru primărie. Tot ce este în 25 de ani la dumneavoastră. Hai, nu poziți unul peste celălalt. Puteți să duceți cum doreți. În fiecare zi va fi sesizare făcută la primărie. Deci am încheiat încă o dată. Nu are niciun fel de legătură aceste e-mail-uri și îl rog pe domnul Romel în mod public ca numele televiziunii noastre să nu fie pomenit în demersul dânsului. Am înțeles. Sunteți o persoană fizică, noi suntem instituție juridică și eu trebuie să vin aici în fața Consiliului Local, fiind un om care să prezint ședința așa cum este. Care nu a fost publică. Nu este scrisoare publică care este aia. Aia este scrisoare trimisă pe mail care au citit-o ei personal și au publicat-o public. Care aici am primărit dumneavoastră. Dânsii, dar nu ei. Păi dânsii, dar chiar nu suntem luați chiar de proiectei. Da, înainte de toate răspundeți la sesizările care le-am depus. De mâine aduc sesizări în continuare în fiecare zi. Am să vă de la început de când sunteți în primărie până în zi, până la zi. Numai puțin, ai mai trimis, mi-a dat aici, mi-a parvenit o hârtie care spune așa, mesaj, bună ziua, trimite răspuns de confirmare, te rog, dacă nu te pricepi, du-te dragă în altă parte și învață carte, lasă postul ăsta liber. La cineva care vrea să facă treaba. Nu numai ocupăm postul și atât, repet, trimite confirmare la toate cererile făcute până în prezent. Nu știu la cine. Nu s-a dus o confirmare de primire, niciodată. Au unul de se dă confirmare de scrisoare, aici nu se dă înapoi, domne. Dar la ședință se poate citi. Dar la ce se referea toată treaba asta? Nu se pe site, pe site-ul primăriei. Este să a trimis niște petiții, mă vezi. Niște pe site, dar de către cineva anume. Spuse pe site. Și există 2
dar sunt puse de mine, personal. Romete. Dacă o să dea confirmare, nu sunt imediat mijloc. Hai să spun ceva. Spuneți. Noi mai avem și altă treabă decât tocmai să dăm răspunsul. Dar ce treabă aveți? Nu se vede nimic ce treabă aveți. Nu se vede absolut nimic ce treabă aveți. Așa nu se vede. Nu se vede nimic. Haideți în fiecare zi și stați în fiecare birou câte 8 ore. Și vedeți dacă o să mă vedeți. Nu știu dacă a venit la ședință, e prezent la ședință, eu zic că a aflat. Și dacă spuneți într-o mână în cap, fiind prezent omul la ședință. Lasă-mă să vă arunca să dați comandele sale pe drum, că e în iarna asta. Dar pentru ce să dăm sare? Nu trebuie să dăm sare. Dar nu trebuie să dăm sare. Nu trebuie, nu? Nu. Lasă-i asta. Este pus firmarea pe drum, mirea drumul. Dar nu băgat în filaj, legătura onești. Numai că nu s-a făcut personal la sine. Dacă nu este personal la sine, nu mai nimic. Corect. Nu te dau altul utilaj. Nu, dacă s-a băgat utilajul nostru, este... Ziceți cum facem cu ajutorul ăsta remontare. Păi doamnă, nefiind, doamnă, haideți... Nu, votăm. Cum să fac pentru următoarea ședință? Doamnă, vă răspund eu dacă îmi dați voie. Vă rog. Deci, poate că i-am dat o undă verde. Nefiind acum numărul din consilier, nu putem să-i dăm o undă verde. Eu nu pot să trec chestii colegul meu sau chestii celălalt, care și-au început campania și-au plecat mai repede. Eu zic să o lăsăm, să punem punctele astea. Mai citim o dată în ședința de luna viitoare. Deci putem să o punem pentru luna viitoare, adică să-i dăm un răspuns, că trebuie să-i dăm un răspuns. Dacă avem un buget din un fond pentru așa ceva, pentru despăgubiri, în cazul de mărătări, da, dacă nu atunci ne-am făcut, răspunde ceva, dacă nu am făcut așa ceva. Uitați care e situația, este un caz de afaceri, această persoană beneficiat de ajutor social. Da, deci este, nu este un caz ca o șutare, iar Chitie a făcut-o de la el așa, nu poate beneficia de nimic, tot uite rămas acolo, nu va beneficia nici de nimic. Domnul, el a avut, are copii? Are. Femeia asta. N-are pe nimeni, nu. Deci nu are pe nimeni. Dar de unde e băiatul ăsta legătură? E postul după ce? Lua blonță, păi ce te-a făcut? Ia să vorbesc cu postul. Nu ai, nu ai, nu ai, să vorbesc cu postul. Păi chiti carul cu poterul cu mașina. Nu ne-a făcut. Chiti carul transportierii. Păi să vorbesc cu postul. Nu ne-a făcut. Da. Îi nu de mai deportată. Nu era rămasterea? De cine rămasterea? Nu era rămasterea? N-are mai bine, are trafic unul iubit. Mă rog să supune foarte bine. Cine sunt competenți ca să vă mă fie foarte bine. Și este ca... Și este ca... Și este ca... Da, e rău.